Română! Trăiți! Vai de capul meu! Trei sala palatului, nu-i? Bă, deci vă mulțumim foarte mult, asta înseamnă că ne iubiți și... Mulțumim tare mult și noi vă iubim pe voi. La banii ăștia ar fi chiar ciudat să nu... Incredibil câtă lume frumoasă în seara, măi, deci... Sunt numai oameni frumoși. Bravo, 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 bravo. În afară de... Ce aveți față azi? Ați rămas de la bănică, ce tristețe asta? Ați dormit aici? Cu el vorbesc, doamne, nu cu mâna asta. Mâna asta l-a arătat... Ok. Adevărul că sunt îmbrăcat și bine... Urlă puțin nasturile astea, că ieri mi-a venit bine, mă, dar astăzi, de la stres, de la emoții, am respirat mult în mine și sunt ușor balonat, așa. Ce frumos, mă, până la urmă, e perioada asta sărbătorilor, de ce să nu vii să ne dai un bani? E... Bă, 16, 17, 18, pe 16 la prima sala palatului a și nins puțin. Știți că a nins puțin, a dat așa o chestie, eram, ia uite, bă, zici că a știut... Vin sărbătorile astea, bă, cât de frumoasă lumea de sărbători și cum oamenii zâmbesc unii la alții fără motiv, e foarte tare și cum femeia se transformă în, nu știu cum să-i zic, la... Femeia când începe shopping-ul ăsta al cadourilor de un fel de vârcola cu familie, de între 7 și 11, și pleacă, nene, și ia molul la pas, și e... la 11 când se întoarce acasă își revine, e om. E prietenul tău, dar nu știe ce a făcut, e printre plasele alea de cadouri, așa, nu pot să cred. Eram posedat în jur. Ia uite și câte i-am luat lui mămica. Și că... Și zici, lasă, dar nu merită. Păi știu că-s banii mei și e măta, dar n-are rost să mai discutăm, las-o așa, știi? Dar într-un fel o cred. Bă, cine ar rezista, mă, înțeleg femeile, mă. Păi în perioada asta mall-urile au reduceri, au... mega reduceri la cele 40% reduceri, care au 75% reduceri din minus 40%. E la modul că mă, trebuie să mergi în mall și să-ți dorești un lucru, atât trebuie să faci. Intri în magazin și zici, aș dori și eu aia, nicio problemă, mergeți acasă, vi-l aducem noi, vine, îți dă pachetul, îți mai dă și un milion și zice, îți fac și un bot? Nu, e, lăsați atunci. E prea redusă treaba, adică nu se poate. Și cu toate astea, noi bărbații încă ne mai visăm în perioada asta cardurile cum vin plângând la ușă. Eu îmi visez la NG-ul, jur, îmi deschid ușa și e așa. Ce ai, mă, rupe! M-a băgat în toate aparatele la slămoare, frate! Dacă m-a dat și prin Raiffeisen, ești prost la cap, adică... Și că nu se înțeleg asta, de-o, nu se pupă una cu alta. Femeia are una și asta era mirosă perioada sărbătorilor. Pe cuvântul meu, mergi cu ea în mall, nevasta mergea și la un dat s-a oprit și a făcut așa. Mă, tu mai ai 2 milioane undeva. Băi, nene... I-aveam băgați în fundișori, erau pentru poker cu băieții. Cum a trecut, mă, ia de mirosul ăla de a găsi, mă, frate? Sunt disperate, se uită una în sacoșe la elaltă. Nu te supăra, de unde ai luat bluzița asta? Păi ce aia e proastă să zică? De la KFC, dă-te dracu, știi, adică la modul ăsta. Sunt ușor supărat că am lovit mașina astăzi. Zic că am lovit mașina ca să pot să trec peste ce mi s-a întâmplat. Am un Nissan X-Trail, da, și l-am lovit. Eram pe... Bulevardul Coposu, sau nu știu cum e aici, nu știu cine a fost, dar are 4 benzi ceva și maker oricum. Am văzut bulevarde cu 2, adică... Și mergeam pe banda asta din stânga, semnal stânga că eu fac la următoarea stânga, să înțeleagă toată lumea că eu fac stânga, așa fac, eu dau semnal stânga și mă duc în stânga. Lângă mine aici, nu pe următoarele, lângă mine o Toyota Yaris roșie, B34 bub, e clar că nu e om la volan, e o femeie, zic să stau mai în spate puțin. Zic să am grijă, scuze pentru glumă, știu că sunteți oferiți și oferițe bune, dar am zis totuși să nu mă întâlnesc cu ea. Dă semnal dreapta, zic, Doamne ajută, nu ne mai vedem, e clară treaba. Bă, exact când am ajuns în intersecție în dreptul ei, femeia ia brusc stânga, dă cu Toyota Yaris, incredibil. Sar cu Nissan-ul direct pe stația de tramvai unde era acolo, curată, suspendată. Lumea a sărit, ne omor, bă, fătu-s morți, adică la modul ăsta, știi? Eu mă duc la asta, era cu farul căzut toată partea asta, plângea, era la volan.
Zic, domnișoară, stai bine, sunt la smurt. Zice, n-am nimic cu tine, cu prostul ăla din Nissan. Eu sunt ăla din Nissan. Și ce se uite la mine, ce fire al dracu cu serialul tău cu tot. Bă, deja o lovise serialul, nu eu, cum ar veni. Apare o mașină de poliție, coboară, l-am văzut. O, să trăiți, dați-mi și pe un autograf aici pe poza asta. Nu știu ce, am dat autograful. Ce s-a întâmplat? Zic, întrebați-o pe domnișoara care plânge. Zice, domne, i-am dat semnal dreapta și când am luat brusc stânga asta mi-a apărut aici. Zic, ți-am apărut? Ești tâmpită? Adică am fost îngropat 25 de ani în asfalt să te aștept pe tine cu căcatul ăsta de mașină? Și când ai apărut, am zis, stai, nu treci de Nissanul ăsta să moară, mama, dacă mă dai în stație de tramvai. Nu se poate, băi, am apărut. Doamne, fere. Și ăsta polițistul zice, păi, domn Bobiță. Ce, domn? Cam are dreptate, frate. Vă zic, tu ești fericit că ai găsit pe cineva mai prost decât tine, nu înțeleg de ce trebuie. Scoate o foaie de aia, ce scrie ce s-a întâmplat. Păi n-auzi ce s-a întâmplat, ce să mai scriem? Ce scrie, domne, să fie scris. Mă zic, vrei să angajezi și un de la traducător pentru subdomus de în colțul ecranului? Am scris, ce bine, ce acum desenați. Mă zic, ce să desenez? Ce desenați-mă mașina. Păi ești prost, e un Nissan X-Trail 2015, ești nebun la cap. Cum să desenezi, mă, în 5 minute treaba asta? Aia în Japonia s-au chinuit 3 ani, ești prost la cap. Cum ar fi să fac asta, să mă sună din Japonia? Bă, e unul în România, ne-a făcut modelul ăsta în 5 minute, mă, ești nebun. Și o Toyota Yaris, să mă sună și de la Toyota. Bă, cine morții, mă, ești tu, mă? De n-ai făcut modelele astea din pix. Deci, nu, doamne, faci tu o cutie cu patru roți, așa, băi, ai înseamnă, pe dracu. Cutie cu patru roți are măta, nu eu, eu am mașină. Am început, am desenat o cutie mare cu patru roți, o cutie mică cu patru roți, am făcut și tramvaiul în șarpe, așa, lung, cu niște roți, nu? Ce, ce e ăsta? Tramvaiul. Zice, băi, tramvaiul n-are roți. Bă, zici că eram într-un film prost, m-am dus ușor la tramvai, eram... Și-o aveam... Mă, zic, l-o fi schimbat, eu zic, din Craiova, am venit târziu în București, zic, aici ori avea sclavi care cară vagoanele, o fi pe genul... Hai, da, bă, până la apărător, la apărător ne schimbăm, hai, unele împinge, că stă ăștia... Zic, cum, domne, n-are roți? Zice, da, da, e de fier. Zic, da, n-are jante. Și mă duc să-i dau lucrarea, cum ar veni, făcusem... Domnișoara a stat în mașină și a făcut desenul. Bă, nene, a avut culori, mă, dacă vă vine să credeți. Era zona de impact cu roșu, făcut tot. Bă, deci eu când se dau lucrarea și am văzut ce are aia, zic, bă, dă-te, drag, mi s-a făcut rușine și că eram la liceu, am dat-o pe-a mea la spate, zic, poți să mai intru 5 minute în bancă, vă rog eu frumos, că nu mi se pare că e... Și a zis la, nu, dă-o așa, dar măcar un 5, îmi dați și mie, vă rog eu frumos, că... Bă, mi s-a făcut rușine, era foarte bine pusă la... Explic asta acasă cu nevastă, zic, de ce mi s-a întâmplat ce nevastă am? Păi, a avut dreptate, mă, femeia. Zic, cum a avut, mă, dreptate femeia, de ce? Păi dacă ai stresat-o... A zis, da. De-aia zic că am lovit mașina. Eu. Nevastă mai are și ea permis de 8 luni de zile, adică maxim șofer. A dat de 24 de ori salam. Bă, pe cuvântul meu, când a picat a 20-a oară, am vrut să mă duc să o denunț. Am vrut să o duc la poliție, zic, bă, luați-o, asta ajunge în trafic, mâncava-și gura voastră într-un fel. A făcut 3 puncte, mă, la un moment dat. 3, mă, zici, că a pus polițistul să țină hârtia la 100 de metri și a aruncat cu pixul așa ca la darți. Ia, bă, s-a înfipt, da, las-o bifată, las-o bifată, ce să mai... Ce dracu, mă, că și orbii fac 5 puncte, ce, nu ai cum să faci 3. După care a luat sala, a picat orașul, a venit plâns acasă. Nu pot să cred ce mi-a făcut pulangiu ăsta. Zic, dar ce s-a întâmplat aici? N-am văzut, domne, semaforul. Bă, zic, nu l-ai văzut că era pus acolo? Zic, nu l-ai văzut că era aprins pe roșu? Domne, nu l-am văzut deloc. Zic, păi de ce nu l-ai văzut? Păi e pus lateral. Lateral, mă? Zic, e aici pus. Da, domne, e lateral, nu-l văd cu coada ochiului. Zic, dar unde vrei să fie? Pe mijloc. Mă, dă-l dracu că nu puteai, trebuia să-l ocolești. Nu se poate să iasă unul din asfalt. Stai! Eu semafor roșu, ocolește. Și ce n-a vrut să mă treacă? Păi, dar normal că n-a vrut să treacă. Deci i-am și explicat, o și vedeam în mașină. Polițistul căcat pe el că era să treacă pe roșu, să facă pilaf, că ai stop, lasă-o. Gata, ai picat. Boule, e lateral pus. Nu faceți nimic în țara asta de căcat. Puneți, domne, semafoarele cum trebuie. Aoleo! Până la urmă a luat permisul. Primul lucru care l-am făcut, i-am luat o mașină. A ei, a vrut mașină, îmi permit, a vrut două uși, am luat un Opel Corsa șmecher. De la bulgar, numere de Silistra.
150 de euro, m-au costat mai mult fluturașii aia de a-mi aplica pe ea, că a avut cu fluturi. Mișto, că genele alea de la Lupo nu stăteau, era... Am pus o lumânare în torpedou după ce am asigurat-o. Eu sunt creștin ortodox, aici să nu plece fără lumină, că sunt... după aia fac un păcat. Zic, ia-o, baby, dă-te cu ea, rupele. Am avut niște prieteni de ăștia care aveau deja soții care conduceau și mi-au zis, bă, trebuie să mergi cu ea, am început să o încurajez. Bă, n-am înțeles treaba asta. Bă, dacă ea conduce prost, de ce să o încurajez, mă? Bă, vreo două luni așa m-am urcat prima oară cu nevastă la mașină. Bine, nu m-am urcat și să văd cum conduci. M-am pus așa pe scaunul din dreapta, se pregătea să plece, se uită la mine, ce? Zic, merg și eu, am și o treabă până la Ikea, dacă... Zice, foarte bine, că oricum mergeam în centru. O fi alt traseu, nu e că... Hai, că la Popești doar dă-n cobor, dacă e... Să fie... Am urcat în mașină, relaxat, m-am pus în dreapta. Copiii erau aici amândoi, amândoi, un băiat și o fată, am cu mâna, ăla mare era. Deci Octav, la 6 ani, a fost primul copil care a cerut la 6 ani să-i întoarcă scaunul invers în mașină. Și tot a rămas cu de-asta așa. Și zic, bă, relaxat, m-am pus aici, mi-am pus centura. Când mă întorc în partea asta, bă, aici erau pregătiri, mă. Pregătiri, bă, frate, deci n-ați văzut în viața voastră. Deci era la modul ăsta. Paf, a tras scaunul mai în față, mai în spate, după aia l-a lăsat puțin, l-a dat înapoi, a dat geamul jos, oglinda, a regat oglinda, după aia de sus, a luat centura, a încolăcit-o, a băgat-o dată, a scos-o, iar a băgat-o, iar a scos-o, iar a luat-o scaunul. Bă, dar eu eram prea calm, a luat și pe mine panica. Zic, bă, e cursă, ce să mai am început și eu, mi-am scos centura, am băgat-o iar, am dat jos geamul, am întrebat, casca, unde-i casca? Am început să caut harta, zic, harta, să văd traseul. Azi câștigăm să moară mama, acum ieșim locul 1, îi rupem. N-ai stat copii, bă, să ne votați. Nu înțelegeam, știi, eram la modul ăsta. Hai să plecăm și am plecat, zdrâng am făcut odată. Și am murit. Am uitat, am mers cam din dreptul porții până în dreptul balamalelor. Eram... Nu-ți trebuie rovinietă pentru căcatul ăsta de drum cum ar veni, știi? Era Octav. Eu am stat liniștit, n-am zis nimic, am zis, nu intri acum în zona asta. Ce e pisoi? Zic, de ce s-a oprit? Că ești bău! Da, zic, care s-ar putea să fie și de la asta. Zic, mai încercăm? Da, domne, ho! Am început iar, pregătiri, caută harta, puneți casca. Zice, nu merge. Zic, trebuie pornită. Zice, da, zice că nu dârdâia, mi-am dat eu seama. Nu dârdâia, asta e tot ce poate să... Am plecat, am trecut pe lângă Ikea așa. Dar ce dracu, am fost prost să zic stai, că eram pe ultima bandă aici, pe DN1. Dacă ziceam, aici cobor, făceam stop, coboară, era accident, ce să mă... Am zis, lasă-mă, mă întorc eu cu 318, sau ce dracu o să fac acolo, știi? Ne-am apropiat de giratorul ăla de la Piața Presiei de acolo. Am văzut semafoarele de departe, am început discret. Vezi că s-ar putea să nu putem să trecem, că au pus ăștia niște lumini care au zice semafor! Erau puse pe sus, bă, n-aveai cum să nu le vezi, mă, de-le dreacu, nu erau avioane, știi? Am frânat brusc în ultimul moment, ne-am oprit. Hai, zic, ce fac acum? Zic, știi, pisoi, zic, eu ar fi trebuit să cobor puțin la Ikea. Zice, păi și de ce n-ai coborât? Bă, zic, stai că nu e ca și cum ai oprit, mai împins și eu eram, no, eu merg cu tine în centru, adică la modul ăsta, știi? Zice, lasă că fac giratorul și te las. Zic, nu, e, lasă, domne, am intrat în giratorul, 4:25 era ceasul. La 5 fără un sfert eram în el. Bă, deci nu mai puteam, mă, mâncați aș gura ta de la centrifugă, eram lipit de geam, așa. Ziceam, dar de ce nu ieșim? Zice, păi nu-mi dă voie niciunul. Trage dracu de volan! Nu mai pot, m-a luat foamea, oprește să-mi iau un sandwich de la Petrom. Bă, dar nu mai puteam, eram la motora, știi? Nu o lăsa niciunul să iasă, dar aia, dar aveau camerele în turnurile alea. Ce ori văzut ei un corț așa, uite așa, care face... Bă, ce e acolo, mă? Cred că se filmează vomit pe tine, mă, sau cine știe ce. Bă, când am ieșit pe poligrafie. Zic, las că e bine, o iau pe jos, ce dracu mai stai să mai coboru jos, zic, gata, e bine, mersi mult de tot. Zic, vezi că asta nu merge în centru. Ia să uită la mine, cum adică nu merge în centru? Zic, șoseaua asta nu merge în centru. Ce, vezi că ești bău, șoseaua nu merge, eu merg. Am zis scuze. M-am retras. Bine, trebuia să încep cu faptul că acum o săptămână am fost la Jumbo, din Pantelion ne întorceam înapoi, la intersecție cu Mihai Bravo, în față Dudești, cu noi aveam treabă pe Dudești. Și ne oprim acolo, se face verde,
Nimic. Mai face un roșu, iar verde, iar nimic. Asta, ce? Grăbești? Ce dracu, mă, că e la verde. Pe bune, acum, câte verde nu e? Era, iau-te, iar galben, iar. Deja începusem să mă joc. Bine, barosarul să mă afară, iau-te, bravo, pisui. Dar nu ziceam nimic, era... M-a luat foamea după vreo 15 minute, mă uitam așa, urmeria, eram eu cobor să beau ceva de aici până la urmă. Dar de ce nu mergem în față? Ia cu ochii, așa. Deci, păi dau prioritate la tramvai. Păi zic, hai mă să dăm în față. Nu vezi, domnule, că vine tramvaiul? Când mă zic, mă, ăla-i tramvaiul din curte de la McDonald's, nu s-a mișcat de când l-au pus ăia acolo. Văzi cu ea acum în Franța, într-o excursie scurtă, mi-a demonstrat cât e de delicată și cât sunt eu de bou, într-adevăr. Am un prieten care a plecat de 11 ani în Franța și ne-a sunat într-o seară, zice, băi, veniți urgent mâine, auzi pe nevastă-ta, că am ceva să vă spun. Și eu m-am speriat, îți dai seama, zic, băi, zic, avea cancer, am închis telefonul, i-a zis, nevastă-mi, are ăsta cancer, trebuie să mergem să-l vedem. Nevastă-mi l-a sunat plângând, bă, ai cancer, ce dolar ai cu de scroafă, că n-am niciun cancer, vreau să mă căsătoresc, am găsit o pariziancă din Dorohoi și vreau să facem nunta să ne fiți nași. Pe scurt, i-a zis, oricum eu alesesc în varianta mai ieftină în mormântare, adică era mai mult, la naș trebuie să dai mai mult, știi? Zic, bă, dar după azi pe mâine, lasă-mă că v-am luat eu bilet, ne-am luat doar dus, ca să știți, prieteni foarte buni. Am ajuns în Paris, frumos, 20 de ore a durat excursia, trebuia să mă întorc, aveam spectacol. Ne-am plimbat pe străzile alea, frumos, Paris, tu cine n-a mai fost, dar cine a mai fost, știi foarte bine. O apă, după aia la Louvre, acolo, îl vezi de afară, că n-ai bani să intri și... E o piramidă de aia făcută de un român, am și o glumă tot timpul, o fac, am un polobog la mine și îl pun pe piramidă, zic, băi, suflă pe la chet de re, în fine. Ei nu prinde glumă, noi zic, băi, ești comediant în România. În fine, și după am fost la Podul Dragostei, unde pui lăcățele cu persoana iubită, am pus cu toate curvele cu care am fost la Paris, am pus cu... am dat la bani pe lăcățele. Acum am pus cu nevastă mea unul. Glumesc, de 20 de ani cu aceeași femeie, doar cu ea am pus lăcățele, ca să știți. Da, vă mulțumesc foarte mult. În 20 de ani eu n-am fost niciodată la curve. Nu, nevastă mea a zis, bă, ca să trecem peste momentul ăsta, poți să mai zici mie din când în când că nu mă supăr. Am mai zis așa, mai veneam beat toate pe acasă. Ce faci, curvă? Bine, mă, dau și o muie. Fă-te o labă. A, bine, lasă. Cam atât e maxim de murdar cât e la noi în familie. Dar plimbam prin Paris pe acolo, am intrat pe o stradă unde erau numai restaurante scumpe, erau la meniurile alea șef de două stele Michelin, eram la modul, băi, nene, nu se poate, ce-o e aici? Zic, cine mânca aici? Că numai nu cai 1.000 de euro, știi? Și la un moment dat prostul se oprește și zice, cum ar fi, mă, să fie o masă rezervată pe numele Bobonete aici? Băi, știți cum m-am bucurat, ținând cont că era biletul plătit doar dus și pe numele meu, cardul meu, de am fost, yeee! Zic, da, e? E! Ce mă înțeapă mă așa de mamă, ce să intre. Hai să intrăm, hai să intrăm. Bă, când am deschis ușa, bă, te lovește o opulență aia și de mișto arată. Tu nu ești obișnuit, mă. N-ai văzut în viața ta așa ceva. Eram la modul, na, era mai ca să mă rănăile, era mă, nu intru aici. L-am apins din spate, hai da, mă, să... M-am uitat, fiecare scaun de la fiecare masă avea 6 furculițe, 6 lingurițe, 6 cuțite. Am zis, bă, numai dacă le linși și te saturi, da, apoi să mă știi să și mănânci cu ele. Nu erau scobitori, zic, panica românului în străinătate, că îți rămâne carnea măsea și ești... stejaren, fagăn, la scobitor, e, las, cosug, eu... Și o extragi tu, caminerul, știi el? Am intrat frumos, am mers în spate, ăsta meu, 11 ani de Franța, vă dați seama, a ajuns și a tras scaunul frumos, nevastă, la politețe de asta vreau, i-am tras și eu frumos scaunul nevastă, mă, nevastă, mă, dacă la țară s-a ridicat, mi-a tras și mie ea scaunul, după aia, l-am tras și eu, iar ei m-a ridicat, iar s-a ridicat ea, iar, așa, un sfert de oră, zic, trebuia să luăm un copil cu noi, mâncava și gura, să stăm și noi cum trebuie la masă, știi? Ne-am așezat până la urmă toți, în același nivel, am zis, 1, 2, 3 și gata, mă, las-o așa. Și eram capul în pământ așa, așa, te-am scos grasule să văd și tu ce mișto e vața aici și care ești bolnav pe crème vujmeda și care eram cap, mie îmi plac crème vujmeda, să știi, și eram așa. Bă, și în secunda a doi, prostul după 11 ani de stat în Franța, dă gol în minutul 94, răstoarnă situația. Ridică mâna și zice, grason! Bă, când a zis grason, inima mea a fost așa, pam, 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 pam! Bă, deci... Cer scuze, jumătate de sală n-a râs la treaba asta. Încă e lume tensionată. Ce a zis, mă? Grason. Și ce dracu, râdem așa la orice de bani ăștia? A făcut franceza cu mine și cu prietenul meu, e clară treaba. Noi am fost...
4 ani de zile corijenți la franceză în liceu. Era, mi-aduc aminte, mă ridicam. Bobonete, chesti că vă zavă prepare projudiala la franceză. Eram, nu zavă prepare projudiala la franceză, că munșia mâncam un caie. Aici, asievut, troa, la aici, ce-i să mă zic? Că și ea mânca câinile caie, tu ești prost la cap. Și cât ți-a dat? Troa, 13, maxim cât se dă în franceză la dobitoci, cum ar veni, știi? Bă, acum aia că n-ați râs nici, acum nu știu ce să vă fac, că nu e vina mea, e... Până și Graston a fost pe genul. Ce? Da, Grastoane, tu iau tălpul ăsta, uite acum, menzile al draia, cum ăștia. Vine Graston cu mână la spate, îmbrăcat, costum negru, cu mărăs ăsta înțepat, așa. Bă, când vine unul cu mâna la spate, așa înspre tine, într-o țară străină și nu știi ce are acolo, m-a luat puțin bani. Și mamă, zic, e de bătaie, mâncați aici gura ta, să văd ce avea acolo, ca să știu unde lovesc, eu am jucat barbut, banii mari deasupra, zic, să vedem cu ce dă ăsta. Zic, stai așa, nevastă, mi-a pus și ea mâna pe furculiță, că a văzut filmele cu Liam Neeson, să-i tăiem tendonul. Zic, îi scot inima, muși din ea, țigla ăștia, bă, eu zic, dă-mă roi, a făcut-mă în gura, adică la modul ăsta, zic, panicăm. Și vine ăla, zic, mamă, zic, o avea un bocan ceva, că zic, de-aia sunt, de fapt, 6 tacâmuri la fiecare chestie, zic, îți pune friptura și te testează să vadă dacă tu știi să mănânci la 200 de mijlini. Și m-am adus friptura, aveți 6 furculițe, ce variantă alegeți? Varianta C. Bang! Greșit, dă-te dracu, nu știi să mănânci la noi, ieși afară. Și te rogăște cu bocan cu ăla. Avea meniurile, bineînțeles. Ne-a pus meniurile pe masă. Iau meniu doar în franceză. Deci eram... Le puneam așa în lumină, când... Cum erau riglele alea cu Tom și Jerry, de-l prindea, nu-l prindea. Știi, că mă gândeam că poate de la lumină, mai apare vreo limbă, ceva, știi? Nu era, dar fiți atenți la nevastă mea, deci nevastă mea cu meniu în mână care știe franceză din Dallas, adică era la modul cu meniu deschis și făcea... Mă, venea să întreb ce episod, n-au păstăi cu usturoi, ca care e problema, că... Moartea e asta, e păstaia cu usturoi, de după ce mănâncă trei zile când fugi, zici că fugi șerpi în casa aia, la modul ăla, știi? Dar era la modul trufe, da, mă, cac în ele de trufe, n-aveți păstăi, da, să mergem, ratatui, dă-te dracu de aici, de bucătarul curului, știi? Până la urmă am zis să salvez situația, am închis ochii, am pus mâna oriunde, am zis six, bă, când am zis six, Grason a luat o razna, era la modul, nu, mă, că te flui să ne mântă femerele, să ne mântă pliucă. Eram la mod, bă, ce dracu i-fi făcut, mă, mâncare, zic, oi fost meniu, scria cel bă de burtă mii și nu știu ce, și undeva mare scria s-o fut pe mătă, acolo pus să-i mătă degetul, știi? Era cu mântă, fiu, vreau să mă, a terminat, zic, a terminat, da, cu de toate. N-am știut ce să zic. Au venit farfurile, bă, arătau impecabil, deci vă jur, farfurile arătau incredibil, numai că nu știam ce mănânc. Zic, hai să intru pe Google Translate, să treacă, mor prost, am venit și eu la 200 de mijlini, nu știu ce să povestesc nepoților. Intru pe Google Translate și dau ce scrie în meniu acolo, îmi dă Google Translate înapoi, mâncam coițe de curcan. Nu râdesc, că sunt foarte bune, cu pizdurici de vită în sos de macrou. Asta mâncam eu, știi? Am trecut peste asta cu coițele de curcan, m-am gândit puțin, am zis, mamă, cât de șmecheri suntem noi ca rasă dacă am reușit să le mâncăm cu aia astea, adică... Suntem superiori, mă, adică în războiul nostru ăsta, de l-am avut noi curcanii care au pierdut, știi? Bătaie, de-aia, nenorocire, și la un moment dat au terminat și a zis, bine mă, mâncați-ne, vă mâncăm, vă în gură la revedere. Gata, ați încetat, da, și când am dat să plecăm s-au auzit, lucru, lucru, aaaaaa. Nu vă mâncăm noi și coițele, știi? Și după aia pizdulici de vită, o carne foarte bună, extraordinară, doar că am stat și m-am gândit, eu am avut vacă la țară când eram mic. Să mă ierte Dumnezeu, vaca n-are pizdulice niciun fel. Bă, vaca are, de ce... E mega mol, are metrou, e mare, mă, ce să mai... Nu-i zici pizdulice la aia, că-mi strigi miere, perle, nu mai știu ce am făcut în viața asta, e la modul ăla. Și cu sos de macrou, eram... Câte șanse erau ca aceste organe să întâlnească pe care naturală vreodată? Niciodată, că nu văd nicio... Nu văd un curcan cu coițele în mână. Doamna, vacă, stai să vă bag și asta și spatele lui un macrou. Stai că intru și eu, bag și eu, măcar coada, știi? Nu există treaba. Și am început să mâncăm. Ăsta, prietenul meu, și-a luat coaste. Coaste cu sos, adică omul mânca, bă, dar ai sărea din gură, avea pe aici, în gropița dragostei, ulei. Eram la modul, Doamne, mi s-a făcut și mie pofta. Am zis, băi, Grason, ia vină mâncoa. Atunci mi-ește și așa pus tot asta de dracu de pizdu, nici până la urmă, știi? Nici nevastă mea n-a rezistat, vreau și eu una, i-am dat, a tras-o pe nas, n-a mai mestecat-o, de-aia a rămas osul în gât, a trebuit să-i fac manevra aia, huf în final, have a fufăr, ca să-i sară osul din gât, adică... Hai că pe germană se-s mai bine. Și am mâncat ce am mâncat și la final vine Grason cu nota. Eu în viața mea n-am dat atâția bani pe pizdulice, trebuie să vă zic treaba asta.
și cu niște boluri cu apă și lămâie, stă spel pe mână de la sosul ăla, știi? Și din cauza că-s cretin și eu nu pot să mă abțin de la glume, iau un bol de la mână și zic, în cinstea viitorilor miri care e să fie, să nu știu ce, bă, până să zic eu că e o glumă, nu prostul meu, nevastă-sa parizianca din Drohoi, ia bolul, dă noroc cu mine, bea apa, mănâncă lămâia, zice, asta nu-i tequila, uei! Bă, a trebuit să bem toți, deci era în glumă, ai noroc, sănătate, Doamne ajută, ai grason, nu, că mărși, bea! Așa e la român, ne spălăm și după aia bem, dă-te drecu, e o tradiție, știi? Ne-am întors în țară la 20 de ore foarte scurt, ne-am întors cu Izu, când ne-am dus cu taromul. N-au o problemă să zbor cu low cost-ul dacă nu înțeleg de ce trebuie să aplauzi la aterizare. Bă, tot avionul m-a aplaudat. Am început și noi, am întrebat pe nevastă, zic că eu am dormit, dar de ce aplaudăm? Zic, era unul cu pistolul, am pușcat jumătate de avion și noi am scăpat, sau ce dracu am făcut? Ce nu, că am aterizat. A, noi l-am aterizat înseamnă, a murit pilotul. Și cum am stat noi pe scaune, dreapta, dreapta, tot rândul. Hai mă că l-am pus jos de-l dracu și pe ăsta. Bravo, mă, bă, ce român bun. Piloți toți, adică nebunie, mă. Jur, am avut tendința să mă ridic să zic mulțumesc. O nebunie la îmbarcare acolo, s-a blocat ceva exact pe burduful ăla și toți românașii buluc ăștia n-au înțeles, erau la un moment dat, bă, zic, ce dracu ne îngrămădim? Bă, nu că buluc, erau, se împingea unul de la spate, hai da, bă! Și la modul că pleacă, zic, a trecut unul pe lângă noi, la un moment dat era, pardon, 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 zic, unde dracu te grăbești, mă, pleacă ție ăla de Slatina sau cum? Și că erau, parcă erau trei avioane care așteptau și erau unul, hai bă, care mai ești de Slatina, tu, dă-te mă la o parte. S-au lovit cu sacoșele în cap, era unul cu sacoșe de mega imaj, pe cuvântul meu de onoare. Asta și m-am gândit, bă, când pleci din țară, pleci la muncă, e sărac, n-ai bani de untrulor, da? Ți-e o pungă de mega imaj și spui acolo că a trafus. Dar dacă te și întorci cu ea, că cât am dormit în avion, nu am mirosit foarte bine în zonă. Ai zis, bă, eu în somn nu sunt responsabil chiar de... De-aia știe, v-am spus, e foarte delicată. O iubesc de 20 de ani împreună, avem doi copii, o familie extraordinară. Fără ea n-aș fi avut nimic. Da, mulțumesc foarte mult. 20 de ani înseamnă foarte mult, nu știu ce e în capul vostru. Vă spun, după 20 de ani eu am ciclu, ea are mustață. N-ai cum, adică m-am dus să mă piș, curgea sânge. Zic, bă, de unde dracu e ăsta? Zic, mamă, trebuie să-mi iau beuri, zic, cum le bag, că e gaura mică. Zic, trebuie să iau dalea lungă, să tragă invers. Zic, mamă, ca la centrală trebuie să-i pun un cod de 2 țoli. Zic, trebuie să fac o invenție de asta, știi? Acum 20 de ani eu nu știam să fac pâine, acum știu să fac pâine. Nevastă mi-a sugea pula acum 20 de ani. Acum face și ea pâine. Suntem doi care facem pâine în casa aia, nu mai suge nimeni pula. Se schimbă total viața. Bă, când începe căsătoria, știi, și viața, ai luat-o, e a ta, mamă, cât de frumos e. Primii ani de zile, 3, 4, 5, numai tu cu ea te muți într-o garsonieră. Numai voi doi, mă, iubire, nebunie. Zici, mamă, am luat-o, e a mea să vezi ce îi dau de o rup. Și încep primul an, ești mai așa, al doilea an o mai pupe, al treilea an unde o prinzești, pac, pac, pac. Am făcut planul ca la pelican, ne culcăm, la revedere, știi? Tarif mic nu stă să comenteze, știi? Și după aia vrea copil și vine copil. Bă, fără copii, viața într-adevăr e pustie. Trebuie să ai copil. Asta înseamnă e mersul vieții, normal. Dar tu nu știi ce se întâmplă când vine copilul, bă. Nu te aștepți la asta. Când ți-a născut copilul, nu mai fuzi nimic. Bă, nu că o lună, două. Nimic, bă! Când vine al doilea, deja te fuți în curie. E clară treaba. Și ar fi bine să te fuți cu un bărbat care are și el doi copii, ca să n-ai probleme care pe care, știi? Nimic în casa aia nu se mai fute nimeni. Deci e la modul ăla, știi? O vezi, iese de la baie frumos, zici, mamă, am prins-o, te duci după ea, urmărești, stai puțin, hei, te-am prins, stai așa. Și la un moment dat ești așa, ai, Doamne, și deschide ușa și apare Iron Man. Iron Man, mă, 1,20 m cu masca pe față, cu un pistol, ce, ce faci acolo? Zici, la modul ăla, ia țipă, cine e Iron Man, zic, nu te mișca că ne împușcă, cine ești, bă, Spider-Man, zic, nu mișcă nimeni, nu mișcă Spider-Man, Iron Man, zic, ce facem? Zice, ne vedem în ring și închide ușa, pleacă, a plecat. Cineva s-a plecat, da, bă, să ne oprim, nu ne oprim, a plecat, acum ce dracu, mă bat eu cu el în ring. Și când continuă, se deschide iar ușa și apare Elsa din Frozen. Cu o baghetă, mă, ea nu știe ce se întâmplă acolo. Și e, hai afară la zăpadă. Și zic, băi, lasă-mă să-i dau zăpadă lui Măta și mă întorc, jur, și mă bat și cu Iron Man. E la modul ăla. N-ai ce să mai fuzi, mă, ce dobitoc mai fute ceva în casa aia. Dacă l-ai pe Iron Man și el, trebuie să fii nebun să te mai gândești la așa ceva. Te întorci la vechea ta iubire, la...
Slavă Domnului că ne-a lăsat asta Dumnezeu. Băi, vă jur. Laba aia bărbatului și cu ea murim, băie. Bă, niciodată nu te părăsește laba, mă. Cum să spun? N-am avut niciun prieten beat prin barul care spune, ce ai, bă, m-a părăsit laba, a plecat de acasă. Nu o să vezi niciodată vreo labă să auzi poveste că a ieșit din casă și a ieșit. Duci la mata și a închis ușa și a plecat. E, mă, e bine, e greu să... Și acum, gândiți-vă că stă și mama și tata la mine cu doi copii, eu când fac laba și că pun bombe în casă. Jur, mă, ui pe ceas, când doarme mama, când e plecat tata la piață, când e copilul la grădință, după aia, nu mai e cum era înainte. Păi înainte, imediat, era aici, ce dracu, nu te încurca nimeni. Nu se trebuia vreo trusă. Păi ce am, să mă apuc de ea. Hă, una mare, l-am lăsat la Răzvan. Băi, ești nebun la cap, nu pot să mai fac. Mă, nene, era aici, au luat și la revedere. Și noi o facem, bărbații recunoaștem. Nevastă mea, în 20 de ani, m-a prins de 3 ori făcând laba și să vezi ce se laudă. Stă cu alte fete, beau vin, o iau pe ulei și la un moment dat, eu l-am prins pe Bobo de 3 ori făcând laba. Bă, zi, dar e așa, o, zici că parcă e un trofeu, zici că m-am întors eu din Delta cu știuca de 15 kg. Pe cuvântul meu mă aștept să fiu un păiat, adică la modul să zic că eu, 95 l-am prins pe Bobo prima oară, uite-l pe perete. 96. Și am zis, bă, oricum nu e adevărat, că m-ai prins de 2 ori. A 3 oară nu m-am ascuns. Nu se cheamă că m-ai prins. S-a întâmplat de curând, bă, cum să vă spun, am o carieră, câștig niște bani, plătesc o chirie destul de mare, plătesc grădinița la 2 copii, ratele la casă, bă, nu prea mai îmi vine să mă ascund când fac la balabanii ăștia. E casa mea, până la urmă sunt singurul cu IBAN de acolo. Ia tu copiii doi afară și când termin vii înapoi. Păi, dar nu sunt sătul de făcut laba prin debara printre compoții, zacuscă și dracu să-mi ia. Băi, nu mai râdeți, mă, că știi ce greu e. Te apuci de ea și la un moment dat, mamă, s-a zaharisit mierea, dă-te, dracu, n-au miere copiii, pleci la piață cu laba în mână, dați-mi și mie niște miere, vă rog frumos, până la copii, te întorci înapoi, mama, are gemul, are gemul floare, bă, ce... E greu, mă, nu mai e Masterchef, nu mai e laba aia, știi, e greu. Dar se laudă că m-a prins, că nu știu ce, și de fiecare dată aceeași reacție. Ultima oară a țipat, băi, m-am speriat. Eram la mine în cadă, liniștit, încercând să-mi dau drumul chiar în sifon, adică sunt de la foarte... Și e greu să-ți dai drumul în sifon. Da, pe noi ne dăm drumul ca în filmele porno. Nu, nene, ești pe Cristiane, ți se rupe mijlocul, îți trebuie lunetă să dai chiar acolo, știi? Și intră... Normal că am țipat și eu. M-am uitat în spate, zic că o fi unul cu un cuțit să mă taie, dar așteptă să termin. Eram la modul, ține laba, mă bat eu cu el. Problema, se... Zic, ce? Zice, ce faci, mă, acolo? Ce întrebare asta, mă, intri peste unul care face laba și întreb ce faci, mă, acolo? Dar ce vrei să-ți răspund, mă? Căutam cheile de la mașină, știi, era la modul. Nu poți. Am cheile de la mașină. Și aici ai o problemă cu cheile de la mașină. Zic, nevastă, băi, mi-am pierdut cheile de la mașină. Și aici, unde? Deci eu prost că am întrebat, nu, trebuia să faci toată întrebarea. Iubirea, mi-am pierdut și eu cheile de la mașină sub scaunul de la bucătărie. Bravo! Și aici, vezi că sunt sub scaunul de la bucătărie. Mulțumesc! Știți, după aia la bucătărie, discuții, fuma. Nu pot să cred că mi-ai făcut una acasă. Zic, bă, unul la mână că mi-am făcut 1000. După cine o făceam, zic, lasă-mă, dracu, n-ar o să intrăm în discuția asta, că și așa aia după care o făceam de mai întrerupt, a trebuit să o schimb, că a plecat, aia a fugit, la revedere. Am folosit două femei la o labă, păi ce dracu, mă, în 5 ani am în făr. Dar s-a dus pe aia, mai vine vreodată, zic, hai mă, să fac și o labă cu tine. Du-te, bă, că ne prinde aia, dă-te, dracu, de sărăcie, adică la momentul ăsta nu mai vine a doua oară. Pentru că noi facem laba după cine vrem noi și în vise futem pe oricine altcineva. Bine, cu prudență după 20 de ani, adică dau și am dat o presă, ia, ia, ia. S-a părut că a venit aia în visul nostru. Ești în panică. Dar o facem, să știți, toți o facem. Toți bărbații din sala asta, cât sunteți voi aici, toți fac minim o labă pe zi. Da, vă rog eu frumos, întorciți-vă și uitați-vă în ochilor acum. Hai, vă rog. Hai, că sigur sunt 100 pe genunta. Cine, mă, ce ai, nebună. Ăștia-s dragi lăbirul, dau 3 pe zi care nu recunosc, știi? Aia care v-au strâns ușor de mânuță, așa, sunt ok, sunt... Dar noi recunoaștem, nu e ca la femei, în 20 de ani de zile, 30 și ceva de ani, să nu poți să recunoști că tu ca om tragi o bășină, mi se pare caz. Vă jur, bă, noi bărbații recunoaștem. Ai dat-o? Da, mă, am dat-o, mi-a scăpat, bate cuba, miroase a furnici. Ne aplaudăm, ia uite, bă, schemă, o lași așa în autobuz lângă țeavă, ești... Nu o să vezi niciodată două femei pe genul, auzi, dragă, trage-mă și pe mine de degetul ăsta. Nu există așa ceva. Bă, dar e mirare, zici, dar tu nu te bești? Eu, nesimțitule, dar ce faci, mă, cu ele?
mă, ce treacă ne-a lăsat Dumnezeu cu treaba asta. Dumnezeu a făcut și el o glumă. Cum? I-a lăsat niște case în stomac să mai râdă și ei acolo în rai. Așa zice Bășina, toți o facem. Cine mai ascundem atât după degete? O avem aici, știm ce să-i facem. Vorba aia, noi, oamenii ca rasă, am dezvoltat metode să omorâm Bășina, dacă vă vine să credeți. Nu știți, nu la ce mă refer. Mă, când ești atunci într-un... Ești cu niște oameni care vorba aia, alea, și la un moment dat, când stai de vorbă, simți că-ți pleacă de aici. Mamă, ești așa, n-aia, mă, n-o las pe asta să iasă, mă. Tu știi ce ai mâncat, zici? Nu este asta, pa. Ale sala de post, Hiroshima, Nagasaki, zici, nu, ce să... Deja o simți pe aici că intră în oraș, a trecut de... Mamă, asta ajunge la universitate și mâncă, zic, la revedere, pa. Bă, și când ajunge la ieșire, o dai înapoi. Ai omorât-o. Bă, spute gura o zi, dar ai salvat situația aia de atunci. De... Ai scăpat. Dar femeia n-ar recunoaște în viața aia, mă. Cine, mă, eu? Și noi știm că vă pășiți, pentru că nu odată s-a întâmplat ca la 3 dimineață să ne trezim lângă voi în pat, cu pumnii strânși de frică, că din curul vostru aici un dragon din Game of Thrones. Da, când dormi tu liniștită pe pat, așa la un moment dat se aude din curulețul tău. Deci, să moară, mă, să ai cineva la ușă, ne sparge apartamentul. Sună la BGS, să vină poliția. Și aia trăiește din somn. Se lucrează afară, domne. Vă mulțumim din tot sufletul. A fost extraordinar, cea mai bună sală. Se vede că e vineri. Jos pălăria în fața voastră, am foarte multe emoții. Se simte o energie extraordinară. Oameni buni! A fost pentru voi în seara asta Adrian Băncică, Mihai Rait Dragomir, Constantin Diță. Eu sunt Mihai Bobonete. Ce faceți? Sunteți bine? Bă, era să întârzi, trebuie să vă spun. Am venit cu metrou. Am băut acasă. Am venit cu metrou. N-am mai mers de foarte mult timp cu metrou. Bă, e o chestie foarte ciudată la voi bucureștenii, că presupun că majoritatea sunteți din București. Bine, din Moldova, dar sunteți în București de ceva vreme. Eu sunt din Craiova, oricum nu e mare diferență. Bă, am venit cu metrou. Eu n-am mai mers cu metrou de când erau vagoane, adică eram împărțit. Intrai, te luai în brațe cu 100, nu cu tot vagonul, adică... Acum era, bă, nene, intam mai șarpele fără uși, eram, bă, sigur, amorud aici, eram la modul ăsta. Dar în continuare, bucureșteanul a rămas puțin așa, mă rog, că nu o să așa e puțin, se uită cu ciudă, bă, eu ca provincial, eu de 15 ani de când am venit în București, țin minte și acum, nu s-a schimbat nimic. Eu în continuare intru, știi că-s din provincie, că eu intru așa în metrou. Și pe genul Sărona, mergi și o stație, noi, fără... Bucureșteanul e pe genul ăla, deci intră cu mâna așa, se deschid ușile tot timpul în dreptul lui, nu știu cum pula mea vine asta. Eu tot timpul stând între uși și cu mâna întinsă, are locul lui, se pune acolo, e lejer, se uită la alții. Olo, credeți că e mă, provincia, mai dă mama. Bă, țin minte că trebuia să schimb la eroilor, tot spunea Sturin la atunci, bă, schimb la eroilor. Știți cum schimbam eu la eroilor vreo lună de zile? Coboram la eroilor din metrou și l-așteptam pe următorul și mă urcam în el. La noi la Craiova așa schimb tramvaiul, că e o singură linie, 100 sau 101, tot încolo merge. Ajungeam în capul ei, ziceam, bă, nene, ce dracu am făcut, veneam pe jos, înapoi. Cea mai mare, bă, deci, cea mai mare frică a mea era că nu știam niciodată unde să deschid ușile. Bă, acum de când merg cu metrou prin alte capitale, am văzut toate să deschid pe dreapta sau pe stânga. Bă, la noi le-au făcut stațiile, presupun cum au săpat. Au băut, ieșeau cu ăla, pe ce ieși, mă, pe dreapta, pe dreapta, rămân. Mi-a răzut, pe ce ieși, pe stânga, las-o pe stânga. Și era teroare că eu trebuia să aud ce zice ăla la microfon. Mai țineți minte ce... Când nu era cu robot. Era ăla de nu știai, habar n-aveai ce zice omul ăla acolo. Atenție să gândești. Bruno, stați-vă, vă sună, nu, pe Bruno, pe partea dreaptă. Eu eram așa. Ce este, mă, care mai vorbiți Oltana pe aceea, că nu înțelesc ce zice ăsta. Nu dracu, trebuie să ajung, cobor la eroilor. Bă, și tot timpul... Deci mă puneam în dreptul ușilor la universitate, eram la mod, nu e, mă, aici, atât de ce car. Se oprea metrou, ușile nimic. Mă întorceam, cobrau toți pe partea alătării, am la modul, ai, las. Zic, unde te mai întorci să vadă că ești de la țară, de unde o făceam pe asta, mă sprijineam de ele să pară că, de fapt, m-am pus eu să mă odihnesc, că știam că nu se deschid. Mă întorceam pe jos frumos de la Roman. Că nu știam că e făcută scară, să te întorci. Vai de mama.
Și bucureșteanul e trist, a rămas așa din cauza lui, apoi când l-auzeai pe aia. Deci tu urcai vesel în metrou și l-auzeai pe ăla. Asta ce zic, deși. Vreau să se sună într-o parte de-a. Putea ala să zică orice. Orice putea da. Atent, ți-ai zis dușile, să-ți iau morții în pulă și familia să te fută în gură de bună și pe partea dreaptă. Asta era important. Mă, n-am auzit, mă, niciunul să dea puțină viață, puțină la metrou, la dimineața, la 7, înghețat de fric, te urci la muncă, să-l auzi pe unul. Eu, 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 atenție, să închid ușile la metrou meu, ușile nebunele! Și urmează stația, parte din fața metrou, să zice, unii, pare în spate, versitate, yo! Altfel te duci, mă, altfel te dai bună ziua, ne luai și pe ăștia de la țară. Hai, mă, vină și tu, că e loc aici. Era una cu un ziar, acum cu oroscopul, zic, să citești eu la gemen să văd cum merge în seara asta. Mă plec, se uită, mă vede și face așa, zic, o, dă-te dreac, că nu mă ascultă la ieșire. Ar fi să te aștepte unul, ați venit cu metrou, da, ce zicea la gemen, nu știu, patru înapoi, dă-te dreac, vii pe jos. Nebunie, da. V-a mers bine anul ăsta, ați ok? A fost un an bun, bravo. Eu am făcut poză cu președintele, nu știu pentru cei care îmi urmăriți Facebook, am pus-o pe Facebook. Foarte multe reacții nasoale, foarte multă lume pe genul tu te dracu și tu și președintele că n-a făcut nimic și tu ești un gras și eram, bă, stai-mă puțin. Totuși o poză cu președintele, înțelegeți? Și acum trebuie să vă spun pe scurt istoria pozei, pentru că nu vă mint cu nimic. Faptul, acum lăsând la o parte culoarea politică a fiecăruia dintre noi, lăsând la o parte că ăsta a făcut sau n-a făcut ceva pentru țara asta, nu contează. Faptul că președintele țării a vrut el să facă o poză cu mine, pentru mine e o onoare. Iertați-mă dacă înțelegeți altceva, dar chiar așa au stat lucrurile. Ne-am întâlnit în WC-ul la Sibiu de vreo 3 ori. El era la o nuntă, la hotel acolo, eu avusesem show, eram la pantalon scurt după show cu băieții la un șpriț și mă pișeam, eram la pisoară acolo, la pisoarul meu, și cum mă pișeam liniștit, se deschide ușa și intră președintele. Hai, lasă-ți. În mintea mea, când se întâmplă minuni, știi că auzi îngeri. Ha, ha, ha. Data asta la mine s-auzi aia cu tădărăm, tădărăm, tădărărărărăr, tădăr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 . Zic, sus te-a cu mâncat, ți-ai gura ta că ai intrat președinte. A venit președintele, s-a pus lângă pisoarul meu. Bă, lângă mine, mai erau încă 15 acolo, s-a pus. Și eram așa. Nu prea mai puteam, adică unul la mână, să te piși lângă președinte, totuși primul om în stat. Doi la mână, erau doi în spatele nostru care se dau așa. Băi, am vrut să mă întorc să le zic, bă, fraților, ori ne pișăm toți, orice plan, ne uităm așa unul la altul. Nu-i frumos? Și mă gândeam și la președinte, bă, săracul, că și ăsta e trecut de vreo 45, nu poate, bă, și el se pișe propriu când te piși după 45 de ani. Știi că la noi, la bărbați, după 45 de ani, când te piși, mai scapă și o bășină, cum ar veni, așa e. Îți dă pe la chiuloasă, îți mai aruncă niște ulei. Și nu poți cu ea în spate, nici n-avea frumos sac de gunoi să zici că stătea acolo să-i oprindă, să-i gâmpie, zic că gata, domn președinte, am luat-o, îi dăm drumul afară să zboare. Era să stau așa, drept. Am plecat din vecinul, s-a spălat pe mâini, pe semnă că s-a pișat pe ele, că are și mari, cred, nu știu de ce. Am întâlnit după aia la încă vreo 45 de minute acolo, de data asta eu am intrat peste ele, el se pișa, am intrat, el m-a văzut, eu m-am dus frumos pe la pisoarul meu. Asta e chestia bărbaților, trebuie să știți, dacă cheful durează 15 ore, nu contează, dacă există pisoar la baie, tu te vei pișa în seara aia, în același tot timp. E o chestie, ca și cum ai venit cu el de acasă. Poate și tu te super dacă duci la o nuntă și e nașul, se pișe în ești așa. Bravo, nașule, păi nu mai erau libere, ce morți, mă. Te piși în al meu, știi cum ar veni? Și mă duc, mă pun lângă el, președintele aici, mă văzuse. Și se întoarce la mine și îmi zâmbește. M-am întors eu și am zâmbit și... Iar e o regulă nescrisă a bărbaților, când doi bărbați se pișe unul lângă celălalt la pisoar, de obicei zâmbește ăla primul cu pula mai mică. Da, zâmbește așa din... Ești, da, e a mea. Mă piși cu ea, aia fac cu ea, nu e... E, de data asta trebuie să vă spun că președintele mi-a zâmbit din milă. Era invers omul ăla cât am mâinile are, adică... Faptul că mi-a zâmbit m-a făcut și pe mine să mă spăl pe mâini la ieșire, când m-am pișat pe mâini, vă dați seama, a fost de la emoții. A treia oară când am întâlnit, am zis, domn președinte, iertați-mă să știți că nu vă urmăresc, zice, nu face nimic. Zice, ba chiar vreau să te rog să facem o poză, că soția mea e mare fan a serialului și s-ar bucura foarte tare. Zic, cum să nu? Bine, toată propoziția asta la el a durat undeva la 50 de minute. Dar vorbește rar, săracu, zici că e bolnav, zici că face integrame în timp ce vorbește. Cum îi ce mă, din patru, te faci din aparat, poză, dragul meu. Eram domn președinte, aveam timp să ne căcăm până terminați dumneavoastră, dar n-am știut, era în modul ăla. Era timp. Am făcut o poză, după aia am făcut și cu SP Piști, am făcut președintele poză. Păi ce apăsă? Îmi pula pe telefon, ești nebun, n-are un șnur de care să tragi.
Se pepiști încântați, mulțumesc, domn Bobiță. Mai sunt oameni care îmi spun domn Bobiță sau Bobiță. Efectiv mă confundă cu personajul, nu-i problemă. Pe mine o cheamă Bobonete, lumea îmi spune Bobo, prietenii, Bobiță-i personajul, n-am o problemă. Dar sunt momente în care în viață te întreb, bă, o-i fi Bobiță? Pentru că eram în vara asta, plecat cu familia undeva la mare, copii, și sună telefonul și ce o tipă, salut Bobiță, sunt colega ta de la știrile Pro TV. Colega mea de la știrile Pro TV, zic, m-au dat afară de la seria, m-au angajat la știri, zic, ce drag, și nu merg știrile fără mine, zic, ce-o fi? Zic, ce e, mă, colega mea aici? Uite, știi, sunt la fierbință aici cu părinții mei care sunt de 30 de ani în Germania și am venit să vedem și noi aici cârciumă. Zic, foarte bine, zic, intrați, luați o bere, un suc, acolo chiar e o cârciumă care funcționează ca atare când nu filmăm. Ei, ce, da, dar știi, ei de fapt ar vrea să vii tu să le dai un suc. De unde să vin eu? Ce, din casă? Măi, colega mea de la știrile Pro TV, zic, eu nu stau acolo, acolo filmăm, zic, acolo e... Eu sunt om. Zice, da? Da, zic. Ce, n-am știut, iartă-mă. Zic, ei, lasă acum, se mai întâmplă, nu-i problemă. Zice, dar nici Dorel nu e acasă? A, zic, dă-te dreacă, tu ești de la Antena 1, clar că noi n-avem oameni atât de proști în Pro TV. Da, seama, noi avem HD de la Revoluție. Ideea e în felul următor, că... M-a confundat, nici nu știu cum o cheamă. Bine, cred că dacă îmi spunea, n-aveam cum să știu dacă era Esca sau ceva cunoscut așa, dar... Eu nu mă uit la știri. Nu mă uit la știri pentru că mi-am dat seama că indiferent ce vezi la televizor, la știrea nu contează decât ce scrie în banda albastră. Deci acum vreo 4 ani, ultima știre de-am văzut, era cu o babă violată în gară la Bârlat de 4 inși. Știrea se chema 4 dintr-o lovitură. Deci, de fapt, baba i-a făcut pe aia cum ar veni, dar nu înțelegeam noi exact cum stau lucrurile acolo la... Și nu mai mă uit. Plus că e publicitatea aia dementă. Băi, între 19 și 20, publicitatea e foarte targetată. Nu știu dacă ați văzut treaba asta, are mesaje subliminale. Adică nu o să vezi niciodată spotul la șampanie între 19 și 20. E foarte multe medicamente. Ați observat treaba asta? Nu, acum stai și vă gândiți. Poți să știi. Da, pentru că se consideră că numai un om bolnav poate să stea o oră să vadă știri despre mort, despre cine s-a mai făcut în cur, nu știu unde. E greșit. Și atunci, dă-le mă medicamente să-și revină. Bă, dar unele sunt de-a dreptul. Eu nu am stat niciodată să urmăresc o pauză publicitară întreagă. De când am copii fac asta, știți foarte bine că atunci când e publicitate, copilul rămâne așa, nu știu ce le provoacă lor în creier acolo. Și normal că am fost și eu atent. Bă, dar nu poți, bă, la 7:15, să-l vezi pe unul care scuipă un pumn de sânge într-o ghiuvetă și ce te-ai săturat să scuipi sânge în fiecare dimineață. Bă, pe bune, e frunul București care zice, nu mă, eu nu m-am săturat. Și după aia zice, ia niște coreca sau niște la calucă, zipește placa. Bă, ești prost la cap? Deci dacă scuipi în fiecare dimineață un pumn de sânge, ai cancer, bă! Nu te face bine la calul tactic sau coreca, bă! Aia zipește placa mai bine în gură să zâmbești în sicriu. Dacă nu, mori! Mori! Nu poți să zici, mi-a trecut, mă! Ha, am avut un cancer, m-am spălat pe dinți, nu mai am nimic. Bine, oricum e mai bine față de reclamele la radio, și asta o știu la Dan Chișu, că m-a atenționat, am auzit-o și eu. Era la modul la volan și la un moment dat aud ceva de genul că dacă te doare în gât și ai gâtul inflamat, ia și tu dezinfla în gât. Băi, exact ca la proști, voi vă dați seama. Deci cum s-au chinuit ea să-i pună numele, cred că a fost o ședință, era pe genul. Băi, șefule, ce face ăsta, dezinflamează gâtul? Nu știu, mă, cum să-i zice. Mireniux 45K, nu, mă. Și a zis unul, eu zic să-i zicem dezinfla în gât. Ai, dă tempura, deci ești deștept, mă. Deci ăla ăsta trebuie să fie șeful nostru. Dezinfla în gând, mă. E aceeași companie care o să scoată pentru diarie în fund cur. Vrei să nu rămâi însărcinată? Ia o pilulă de în fund pizdi. E același lucru. Bă, dar măcar știi ce să ceri în farmacie, mă? Nu era de ajuns că era ăla cu emoroizii care intra aici, doamne, am emoroizii și aici, da, am și eu să moară, mă, dar arătați-vă dinții din cur unul la altul ca să vedem despre ce e vorba. Care are mai mari? O, dar ce emoroizi mare ai! O să mă joc și eu cu ei, dar ia, adupă-ți! Adupă-ți! Ai, măi, stai antrenați! O nenorocire, vă dați seama, asta e la reclamă. Și de-aia nu mă uit. Și revin. Și mai sunt situații în care atunci când te confundă lumea sau te recunoaște ca Bobiță, nu ai ce să faci. Eram la cinema acum vreo câteva luni, mă uitam, am fost cu fiul meu la Pets at Home, ne-am pus acolo la... Am luat de toate, copilul în ziua de astăzi mănâncă absolut orice, indiferent că îl ferești tu de bio, de... Gândiți-vă că merg în fiecare vineri cu el la Mac și eu mănânc doar cartofi prăjiți, el mănâncă orice de acolo. Și am ajuns acolo la cinema, copilul și-a luat nachos cu brânză, cu salsa, floricele albe, galbene, M&M's, toate culori, niște geleuri, Fanta, o bere și-a luat omul, s-a pus frumos liniștit acolo.
Am luat și un nachos de ăla și am întins în sosul ăla de salsa. Mă, când am mușcat corpul meu de om mare, a zis, ne căcăm. Dar fără negociere. Brusc a zis, ne căcăm, deci n-am mai apucat. Eram la modul, tati, rămâi aici, nu pleci cu nimeni. M-am dus repede la baie, erau 18 cabine, am intrat în ultima. Azi, n-are cum să intre unul peste mine. Îmi dau jos pantalonul când să mă pun, secunda 2, bate 1. Eram, nu se poate. Și aici ați două variante. La care bate și așteaptă să zici da. Și la care bate și deschide. Ăsta eram! Deci eu m-am uitat deschis, eu eram așa, nu cred. Și el se uite, zice, Bobiță! Da, da, frățioară, eu sunt. Zice, ce faci, mă? Ce faci, mă? Ești prost, mă, ca cum ar fi să zic ce faci? Dar intră, mă, te servesc cu ceva? Zici că venise omul la mine, ce mai faci? Bine, mă, am tăiat porcul, îți dau șorici. Doamne, ferește-mi WC-ul, mă, eu mă căcam, vă dați seama, nu? Stai, ce să... Și ce mai urât e că nu te recunosc rudele, că nu te mai recunosc rudele. Noi suntem de pe lângă Craiova, dar avem rude și pe la țară, pe acolo, și am fost la o nuntă. De fapt, am avut două nunți în vara asta. Și am mers la nuntă, jucam cu mama. Noi mergem împreună, adică eu merg cu mama și tata. Tata, din cauza că are niște proteze, el nu dansează la nunți, el bea. Și eu trebuie să dansez. Da, tata trebuie să bea de 5 milioane, el din 96 dă doar 5 milioane, dar nu există, indiferent unde e nunta, ba mai scade vreo 50 de lei dacă e sarmaua rece. Are semne cu mama, în jos, în jos, 50 de lei, 50 de lei, jos, jos, jos. Că nu e bună, e Ardeiul. Și eram aici cu tanti Elena, o rudă, dar mai îndepărtată, jucam. Când am văzut-o, eu m-am bucurat că era vie, pentru că la vreo 70 ceva de ani și miști din halul ăsta, plus că e singura mea rudă care poartă vată cu spirit în naș când e răcită, deci... Bă, numai morții au vată nas. Eu vin, n-am văzut. Deci când o vedeai pe asta când eram mic cu vată nas, era la modul, văd, ea ieși din groapă, uite înapoi, trage pământul ăla peste tine, că ești goală, mare. Și când dansam aici, se uite aici, maică, dar frumos ai mai făcut, zic, săruna, mulțumesc și mata, ești vie, nu știu ce n-am avut ce să zic. Zice, păcat de scandalul de l-ai făcut cu, tată, cu fratele tău la măruță, că cred că se întoarce tactul în mormânt. Eu mă uit după tata, zic, ce rămâie mort, deja, că mă gândeam că o luase pe... Zic, uite-le pe tața acolo, zice, hai, Dolănescule, că te-am recunoscut de când ai venit azi. Bă, de la freză, de la ce dreacu m-a confundat cu Dolănescu. Bă, ai zis, Doamne, ajută că nu m-a confundat cu Vetabiriș, că am și puține țâțe așa cum ar veni, zic, că nu m-a fi dus în zona, adică e de bine. Bă, dar pe Văncică nu-l confundă nimeni, bă. Deci unde merge Văncică? A, Celentano, domnul Celentano, dar... Și se uită la mine, și șoferul presă, dar dă-te dreacu, e ce dreacu. Am fost cu el în Norvegia, am avut turneu în țările nordice. Bă, când m-am uitat pe hartă, unul la mână, că nu știam că există țări acolo. La mama dracu, mă, unde am încercat grad dracu pui. După aia, faptul că sunt și oameni acolo și erau și români care au plecat la muncă. Deci au și ea termopane. Asta am descoperit eu. Cum ar veni? Bă, deci am văzut cu Văncica acolo, în Stockholm, în prima oară, niște oameni foarte reci. Bogați, dar degeaba, n-au ce să fac cu banii. Niște reci, niște n-au o glumă. Băi de mama lor. Femeile grase, urâte, blonde, deci, vai, deci, adică nu există, în fine. Și am ajuns acolo, aterizam cu avionul ușor și mă uitam în zare, se vedea Stockholmul. Frumos, așa ca oraș, cu călărașul, dar puțin mai mare. Și cum mă uitam, așa jos pe sub avion, foarte multe insulițe așa, bă, da, multe. Multe insulițe și cu câte două case pe insulițe așa, gemea insula aia de pământ cât avea, nimic. A pus unul, el cu vărs, o casă acolo. Păi ce dracu de om vesel să fii tu, mă, să stai acolo toată viața ta? Îți dai seama cum e acolo în fiecare zi, trezești dimineața, ieși din casă, ești așa. Mă duc la vără, mă-și bea o cafea. Sar un gard ăla de Lego. Nici nu poți să ai câine, știi? Adu băț, adu-ți dracu, bățul, că le ia fiordul. Găsești în Groenlanda cu mare. Trebuie să ai câine cu aripi, e la modul ăla, în film. Și după aia mi-am dat seama, când am ajuns în Stockholm, am văzut că mașinile aveau bărci deasupra. Zic, da, aș bă, mult, foarte multe mașini cu bărci deasupra. Zic, așa e, mă, treaba. Deci ăștia vin la rame de acolo, pleacă frumos cu barca. Hai da, bă! Merge la oraș, ajung acolo, ce ai, bă, de luat pe listă, ridic, castraveți pâine, pap, l-ai luat, te-ai întors înapoi, l-ai pus în barcă, iar dă-i înapoi. Doamne, ferește să uzi ou Kinder pentru copil. Te-ai întors înapoi cu barca, dragi de ea. Să nu te duci la frun chef acolo, la frun grătar. Hai, bă, că am făcut la 40 ani, dă un grătar pe insula 228, toată lumea la ora 8. În port, hai, ne cuplăm pe bărci, gașcă mare, barcă de aia mare cu strigător de la față, cu dreapta, stânga, dreapta, stânga. Ajunge acolo, dă-i chef puternic, cum ar fi, mă, pe la 12 să vezi pe unul. Oh, nu mai am țigăr. Care te duci în oraș? Cine dracu se duc în oraș? Cel mai tras, care poate să dea din două rame în același timp. Du-te, bă, mai ai și sifon, mai ai și pe dracu stea. Urât, mă, vai de mamă. Și au o limbă, Doamne ferește. Eu am avut noroc că știam suedeză de când am ajuns.
Deci am ajuns, am intrat într-un magazin acolo, era lângă hotel, când am ieșit era una în genunchi afară și mi-a zis, dă și mie o coroană. Și am înțeles. Bă, am înțeles suedeză, i-am și răspuns, i-am zis, n-am fă. I-a zis, du-te morțișorii mătii, bă, deci vorbeam suedeză fluid. Deci cum să vă spun eu, era minune, Arsenie Boca. Cum dracu să vorbești așa, mă, repede suedeză, nici n-ajunsesem bine. Când ăia vorbesc acolo, băi, deci vă spun, e o boală, mă. Deci eu când îi auzeam vorbind, mă speriam, mă întorceam, când am de bătaie, eram cu pumnii strânși așa tot timp. Aflâng, eram, băi, mă, rău, mă, ăsta, ce-a zis, mă, ăsta, ce dracu, nu știu cum dacă e de... Nu știu cum le-a dat Dumnezeu limba aia urâtă acolo, cum s-au împărțit limbile. Știți că povestea a fost... Toți vorbeam aceeași limbă. Pe moment, la un moment dat, oamenii au vrut să facă un turn, să ajungă la Dumnezeu să-i fure banii, Dumnezeu s-a supărat, a doborât turnul și a doua zi le-a amestecat limbile de nu mai vorbea unul română, cum ar veni, că presupun că erau zidari, și le-a împărțit limbile. Bă, da, la unii le-a dat, adică când l-auzi pe francez, mais non, comment te se mente fleur, mais nous le mûre. Aia, qu'est-ce que vous avez préparé pour le jubial, la mfleur? Adică, e frumos, mai mișto, italianul, la auzi. Dici, papa, ce-mi copii, ce-o face ceară, pizza, diavola, sau ce, că nu știu multe. E frumos. Sau portughezul. Priseu și abreu a mama, o cam a obligat, după papa, adică... Nu știu cum l-a rămas la ăștia sărăcia asta, mă, cred că a dat să plece Dumnezeu și mai erau doi într-un colț, Doamne. S-a întors, de ce, mă, cu voi? Eu sunt suedezul cu norvegian, n-am primit limbile. Bă, băieți, dar nu mai e nimic, cred că a strâns frimiturile ce mai era pe tavă pe acolo. Ia, mă, luați-le astea și le-a aruncat în gură, de-a zis suedezul, flum, 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 flum. Dar cred că și Dumnezeu aici, ce ai zis, mă? Flum, 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 flum. Dă nenorocire. Și n-am văzut biserici pe acolo, iar mă gândeam, bă, dar ăștia nu mai cred în Dumnezeu. Vorba lui Vâncica, a zis, bă, eu cred că nu mai cred în Dumnezeu în ei. Că și Dumnezeu să fii, s-a auzut tatăl nostru norvegian, îți dai seama cât de greu. Stai liniștit la duș acolo pe norișor, te freacă Sfântul Petre pe spate casalea și l-auzi pe norvegian. A flum, clum, 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 flum, clum, clum, clum. Cred că Dumnezeu să mor dacă înțeleg ce-mi ceri. Nu înțeleg! Și nu are cine să-l ajute, că Irina Margareta nici o trăiește. E la modul când o pleca, da. Se spune ce ai zis. Și nu înțelegi aici acolo. Deci o limbă foarte ciudată. Și am plecat, am zburat cu avionul, dar am mers cu trenul. A, norvegienii vorbesc puțin, au alt dialect. Au mai multe J-uri peste K-uri. Am dedus eu. Am fost cu un tren de la Oslo la Göteborg și am luat un tren, m-am dus cu Vâncică în primul vagon. Să aibă în primul vagon, că vorbim cu un apă și să fumăm, să aibă. Am dus acolo, am intrat. Ce vorbești, mă? Pe toate geamurile de la vagonul ăla era unul cu mâna la gură. Zic, o fi de handicapat, zic, e la fix pe noi, că putem, o dăm pe Am intrat acolo, ne-am pus, bă, vă vine să credeți că ei au un vagon în tren în care nu ai voie nici măcar să asculți muzică la căști? Vorbesc foarte serios, bă, n-ai voie să te miști? Pe bune. Deci a fost om care a fost executat pe loc pentru o bășină. E la modul... Și ne-am pus acolo noi cu sandvișurile de la Subway, am desfăcut, eu aveam cu ceva ceapă roșie, cu ton, Vâncică, cu ou, eu nu eram, uite, bă, ceapă de Buzău la Norvegia, dă-mă și mie cu ou, ia și bă, desfăcut și o bere. A, noroc, la mulți ani, vocal cum ar veni, români. Bă, când văd că se ridică una din primul rând de acolo, din vagon, bă, mare, mare, la 2 metri și ceva și începe să vină spre noi așa, de, bă, da, se zguduiază vagonul, zic, să moară, mă, să zic, nu se poate. Femeie de aia monstru cum avea acolo, și dacă mai țineți de, era în Game of Thrones aia de-l căra pe Sir Jamie Lannister, așa de, femeie mare, urâtă, mă, urâtă și mare, așa, monstru, cum era Scufița Roșie după Cernobâl. Da. Știți, bani, cum Scufița Roșie după Cernobâl e bani, nu e inventat. Scufița Roșie după Cernobâl prin pădure. După un copac lupul vede. Ce faci, lupule, acolo? Stăteam și eu. Vrei să-ți dau niște cozonaci de la bunicuța? Nu, zice, mersi, că am mâncat, sunt la dietă. Dar niște brânzoaice nu vrei de la bunicuța? Nu, zice, mersi, nu trebuie. Dar nu vrei să mă mănânci pe mine? Zice, lupul nu stai niște. E, atunci suși pula. Așa, așa era femeia asta. Ceva mare, masiv. Și vine asta, mersul ăla desfăcea așa trenul, se oprește în dreptul meu și începe. A clunc, a flunc, un suculi, un clunc, a can clunc, a flunc, clunc, la clunc, nu jocă la clunc, clunc. Eu cu sânge și nu știu, nu știu. Ce-am făcut? Mă întorc la Vâncică, Vâncică se uită la mine și zice, ce-am zis, mă? Deci Vâncică a crezut că eu născut în Craiova, vorbesc fluent cum ar veni norvegian, dar nu i-am zis lui 20 de ani, nu i-am zis nimic. Zic, nu știu, mă, ce-a zis. Aia iar, clunc, clunc, a flunc, un suculi, un Vâncică, ce, o fi de la tine că ai cu ceapă? Că aia era, nu că era cu ou. Băi, nu m-am abținut, m-am întors de aia și aia. A flunc, 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 mă încânt sandwich-ul ăsta și ne curcăm de te morți, vedu-te înapoi.
Bă, nu și-a înțeles că a fost femeia glum, 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 glum și a plecat. A întrebat Băncică, ce ai zis? Da. Că am zburat cu avionul, un avion mic, mi-e foarte frică să zbor, trebuie să vă zic asta. Am zburat cu un avion mic, cu patru motoare, de la Göteborg la Copenhaga și nu știu cât am făcut, undeva la zbor scurt, 40-50 de tatăl nostru, nu mai mult. Faptul că mi-e frică, eu nu cronometrez pe ceas. Eu nu știu când pleacă avionul și aterizează. Eu știu că, de exemplu, de la București, la Iași, cu ATR-urile noastre, fac 78 de tatăl nostru, dacă vreți să înțelegeți. Dacă prinzi turbulențe, te duci în 100 ca popa. Și dai și prohod după final, așa că... Și atenție, băi! Nu tatăl nostru de asta le spuneți voi seara, înainte să vă culcați ca puneți alarma pe casă. Tatăl nostru, că nu-ți curge mic aici la buric. No, nene! Când ți-e frică și e belită, ești în avion așa. Tatăl nostru care ne ești în ceruri, îl vezi cum e în ceruri, cum îți face cu mâna. Pâinea noastră, dă-ne nouă astăzi, îl vezi cum vine și îți dă pâinea, o gust. Păi zici, mai dă cu usturoi pe acolo de măsline, te învăț o șmecherie, adică ai o relație cu el. Cruce mare, largă, ca la moaște, acoperi tot. Ai înțeles? Ai frică de avion, mâncava și gura voastră, mă urc cu măncică, ce măncică. Stai bă, liniștii, care patru motoare, dacă se strică, unul merg alealtă trei. Deci să mă, o matematică de Târgoviște, fix de unde ești. Aș putea să zic și eu același lucru, care se strică alealtă trei, merge unul. Și adevărul că a început să facă rău, l-am dat, bă, mă, ți deschide comunicația ăla, flung, 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 sacă, flung, flung, flung. Măncică m-a întrebat, ce a zis? Era o mișlui? Bă, era simplu, te înțelegi că aterizam, pentru că, bă, nu că am aterizat, deci avionul a început să facă așa. Să moară, bă, să zic, ăsta a trecut de Copenhaga, mă, și tăia unghiile acolo în cabină, și a zis, Copenhaga, dă-te-n pula mea, noi aici trebuie să... Și a zis, îl înficem în pământ și ies prin coadă de morților. Nu înțelegeam, mă. Băi, m-a întrebat cât am aterizat non-stop. Te-ai bășit? Te-ai bășit? Te-ai bășit? Bă, dar nu m-am bășit, mă. Ce, băi, miroase a căcat. Păi știu că miroase a căcat, că și eu am crezut inițial că e bășină. Dar n-a fost. A fost genul de bășină care îți vine și cu un cadouaș. A zburat acum vreo 10 ani primare cu nevastă mea. Mă duceam la Valencia și trebuie să vă spun asta. Ne urcăm avion și aveam loc la ușa de urgență, adică acolo ci că îți dă ca să ai loc mai mult de picioare. Vrăjeală, eram gras mare și atunci, cred că le e frică să nu omor pe altcineva, cum ar veni. Și mă pun acolo, bă, habar n-aveam că avionul are ușă de urgență, deci când l-am văzut, și a zis, nu, nu, bă, și noi avem ușă de urgență în avionul ăsta, da, și, bă, sunteți proști, e ușă de urgență care dă pe aripă, ăștia, așa e normal, cum e normal, bă? Ați auzit voi pe cineva care a căzut cu avionul? Bă, am căzut cu avionul, pa, 140 de oameni, am murit ca proști, am avut cheița, am deschis ușa, am luat-o pe aripă, pe sălița, am sărit pe Anadim, am luat Antisafta și am ajuns în pula mea acasă la Călăraș. Nu există ceva. Nu-ți folosește, bă, la nimic. Și vine aia și mi explică. Fiți atent la mine, dumneavoastră, sunt un pasager foarte... În cazul unei puține probabile de presurizare a cabinei sau prăbușirea avionului, dumneavoastră trebuie să trageți de mânerul stand în stânga, în dreapta, împingeți ușa în exterior, o dați afară, după care evacuați întreaga aeronavă și după aceea coborâți dumneavoastră. Cu mine vorbiți? Ce da. Eu te dreacă, zic că dacă tușește pilotul mai tare, fac infarct, ești proastă la cap. Eu eram, mă, cu fața asta, omul care salvam avionul. Uitați-vă la mine. Deci cădea avionul, toți proștii țipau. Aaa, murim! Și eram, stați, bă, calm! Calm, calm, cheiță, deschidem ușa! Împingem ușa! Hai, bătrânii, copiii, tot! Și pe aia, la final, coboram eu. V-am salvat, da. A, mâncam aia spula. Mai zburați cu izul. Și îmi place când, la început, cum stele puse pe culoare, până pleacă avionul din garaj, când îți explică că ușile sunt așa, că parcă putea să fie și invers, știi? Și zice, domnule, că în cazul în care cade masca de oxigen, să ți-o pui cu calm pe față, să treci în poziția bric cu genunchii la piept, da, bravo, mă, zic. Tot timpul vine să zic, doamnă, dar știm asta, suntem oameni toată firea. Clar că dacă scade masca de oxigen în avion și te prăbușești, tu spui masca pe față cu calm. A, nu ești tâmpit să țipi. Ai țip. Ții pe unii pe acolo, prin avion. Aaaa, muri, bă, muri, am dat ca zumbă ăștia. Deci, bă, calm, calm, nu mai țipa, sutu-vă în gură, că am doi copii acasă și câine, să tundă țipete. Calm, ia masca, pune pe față, întâi soției, după aia ție. Ridică genunchii frumos la piept, îi corectez pe alții, mai sus genunchii, mai sus genunchii. Să murim calm, dar cu loc mai mult la picioare, aia e important.
Că oricum mori, cu tot cu mască. Nu e, nici mi-e frică, ce să mai... Mi-e frică de avion. Nu, nevastă nu, nevastă mea și s-a născut pilot. Mai treabă, mă, se pune, cere lui aia serviciu român, na, ca ei de... aplaudă când aterizează, frumos. N-am înțeles niciodată de ce se aplaudă la aterizarea, deci bă, deci când aterizezi la autopen, deci că parcă ai avut un țel în viață să ajungi în București. Ei uită că au plecat la muncă. Se întorc să dă templu la mămica. Ai impresia că a aterizat avionul fără pilot, a făcut ea infart și noi l-am pilotat. A fost unul în spatele avionului care zicea și râdul de la culoare se lasă pe dreapta ușor și pe stânga și gata, mă, l-am pus jos de lângă morții lui, că ce mă râd. Toată lumea aplaudă. La modul ăsta, bravo, felicitări, coboar, hai da, bă! L-am văzut pe unul acum câteva zile, veneam, nu mai știu unde am fost plecat, la Roma, mi se pare, și mă întorceam, și venea unul, era vai de mama lui Amărâș, cu o plasă de mega imagi. Cu haine, ne-a zis, bă, când pleci, înțeleg, bă, n-ai bani de un truller, n-ai în ce să... Bă, da, dacă te și întorci cu plasa aia... Care ți-e o de-aia, mai, de la Carrefour, mai mare, mai... Cu aia de mega imagi, verde. În fine, nu mai pot, dar spuneam de nevastă mea, că e o femeie extraordinară. Eu sunt împreună cu nevastă mea 21 de ani, avem doi copii, o familie extraordinară, avem și un câine acum. Mulțumesc, mulțumesc. 21 de ani, să știți că nu este puțin, vă doresc mulți înainte. Chiar și dumneavoastră vă văd acolo, vă văd un cuplu, sunteți destul de în vârstă, presupun că aveți mai mult de 30 de ani, nu? Am dreptate? Sunteți vii? Smurdu! Dumneavoastră vorbesc. Sunteți la a patra căsătorie, nu mai știu, sunteți de 5 ani. Sunteți bătrâni, asta vreau să vă zic. Nu știu ce ați înțeles din show-ul ăsta, dar în fine, dă-l recum. Uitați că vorbeam cu dumneavoastră, lăsați. V-ați prins că dumneavoastră vorbeam. Doamnă, ce vârstă aveți? 26. Cât? 26. Pe bune. Aveți spre 60. Ca boba. Am și o întrebare. Pe timpul dumneavoastră se sugea pula? Nu? Nu? Domnul, a zis nu? Nu, doamnă? Păi și ce? Haideți, doamnă... Haideți, sunteți cu fata? Nu se sugea, nu. Dar știți că acum fata o suge. S-au schimbat vremurile. Ce-a mai râs? Nerule, era să ne prinde. Lasă ce în cele mai vechi timpuri, nu mai fiți așa supărată. Nu înțeleg de ce o ardeți așa în primii ani de căsătorie, nu vreți voi. Nici noi bărbații nu știm cum să o facem. Adică noi zici dintr-una, băi, sugem pula. Ei, băi, pe ascunsă. Zici, băi, am auzit că Radu cam suge pula. Și aici, da? Da, da. Ce, nu-i bine, zice ea. Păi, dar normal că nu-i bine. Păi, ce, poți să faci cancer? Da, păi da, nu vreau cancer. Mai bine nu mi-o sugi. Păi cine ai zis tu? Nu, zic, ca idee, că nu e... După aia începe un pinș de cap, poate, te ridici numai pe vârful. Nimic, nu înțelegești. Tu știi că e asupt-o înainte în vechea relație, dar nu poți să-i o zici. Dar ea se suge. Nu știu când a fost primul subt, cum era primul descălecat, abar n-am, nu? 1600, timpul lui Mihai Viteazul. Prima femeie care ajunge prima oară cu pula față în față a fost pe genul... Ok... E bine, părcălame? Nu e bine, domnița mea, ia-o invers. Așa? Nu așa, înghit-o aia era la modul. Era greu, mă. Gândiți-vă pe timpul cât de greu era să dai o muie. Păi venea ăla de la... Ea era hangiță, da? Și l-aștepta, lăsa fasola pe foc și se punea în fața hanului să vină la să zică pe ăla. Ăsta venea cu calul de la mama dracu, ajungea acolo. Dă-i, leagă calul, ningea, dă-i, intra acolo. Comunicarea era nevoioasă. Dacă la noi durează 2 ani acum să explici că ar fi bine, ți-o sugă. Da, apoi atunci. Când era cu Dalea, cu venitul te-ai, da, venitul te-am.
Călărit tu te-am, de mult tu te-am, da, a venit tu te-am, întârziat tu te-am, pe Buzău venit tu te-am, a intrat tu te-am, ca să suc tu te-am pula, hai de in tu te-am. Intrat tu te-am, dezbrăcat tu te-am, de ițarul te-am, dezlegat tu te-am, era ala, fut tu te-am în ele de pistoalele pizdimătic, ia uite câte am pe aici, nu știu ce. De pune să dezbrăca ala, era, dar a fut tu te-am singur, că mi se arde fasolea pe foc de la mă. Nu știai ce să-i, cum să-i zici. Era nevoios drumul ăsta. Și acum nu mai ai nicio treabă. Bine, în continuare mai ai nevastă mea, tăia fața lui unul acum vreo 3 săptămâni la Ikea în rond. Acolo a blocat traficul. În București, dacă ești femeie, tăia fața, nu există niciun fel de alibi. A deschis la geamul și a început, fă, chiar o să-ți duci pula, unde te uiți, fă, ești nebună la cap. Nevastă la cap, în pământ, așa. Zice, auzi ce-mi zice ăsta? Zice, ce zice? Că să-i suc pula. Păi zic, coboară și duce pula, ce zice? Păi ce cum așa? Dacă ai tăiat fața și ați avut o înțelegere, cobori tu și pula ca să mergem mai departe, duce copilul la școală. Păi ce, dar tu nu zici nimic? Păi ce să zic? Păi tu nu te pași că e bărbatul. Cum ar fi mă să dau la parte? Mă scuzați, sunt soțul, pot să vă suc eu? E, nu te bagi. E treaba ei. Dar revin. Vă spuneam, de 21 de ani s-au mai schimbat lucrurile. Acum e foarte greu. Foarte greu să facem dragoste. De exemplu, am făcut acum vreo 2 zile pe la 1 și un sfert, ziua. Atunci a venit oferta, e la modul... Nu mai căscați, că se termină imediat. De ce nu ți-ai luat niște pastile la tine? Adică 5 minute mai erau și pe ăștia așa. Doar Octavian Dumitru avea maimuțe, ieșeau din curi, era mai mișto presupun. Aici la noi e doar pe text. Deci, prin chestii, nu e român? Înțelege? Ba da? Nu știu, exact. Îmi place că n-are dintele bețivule aici, când am văzut. Asta s-a văzut clar. În fine, și revin la asta, cineva să-i spunea că a venit oferta la 1 și un sfert, 1 și 20 cred că era. Faptul că facem dragoste rar. Băi, e foarte greu să faci dragoste într-o casă în care am 2 copii, am câine, mama e la noi, adică nu e mă... Te apuci de treabă și la te auzi din camera altă. Nu mai are păpușa chiloței, du-te pune păpușa chiloței. Te întorci la treaba aia, apare Iron Man. Nu mișcă nimeni, Iron Man! Zic, Iron Man, stai puțin, cu futeam pe mătă, cu intri peste noi, să ne tragi cu laserul ăla, dragi, cine aia? Pleacă Iron Man, se aude câine la ușă. După aia, mama, eu am casă, am scară. Mama, când urcă pe scări, zice, urc! Deci, în mintea lui mama, noi ne futem acolo pe scări. N-am mai avut timp de un metru până în dormitor. Și dacă creava asta la etajul 4, ai zis, bă, când urci în lift, faci asta. Urc! Care vă futeți până la 4? Stop! Ei, mai mult îți dă stres. Și atunci, dacă a venit oferta la 1-2, am acceptat-o frumos. Hai, tată, 8 minute a durat. Am rupt-o. Aia nu mi-începe să dau 8 minute. Păi am 122 de chile, mă. Să-i împingi în față, în spate, să nu te ajută nimeni. N-ați venit unul pe la geam cu bucat de pâine. Ia, bă, că ești obosit, amărâtul. Ce ți-e puțin, e puțin pe drept. Jur că am terminat și mă așteptam să vină unul de la Comitetul Olimpic să zică aur. Aur! Peste 8 minute, aur! Au bronzul pe 5, altceva. Niciodată sub 5 minute. Când îmi vine să-mi dau drumul, dacă sunt sub 5 minute, mă gândesc la o mormântare, la o trată, la bancă, la niște datorii achitate. Te duci în 20 minute ca bă, păi, fără. Da, oricum, nu mai sunt futaiurile cum erau odată, mi-aduc aminte. Primii 5 ani au fost extraordinari. Primii 5 ani, când nu ești angajat nici tu, nici ea, stai într-o garsonieră a unuia, nu-i a ta, plătești chirie, poți să te piși pe lângă WC-ul, știi? O răclezi din preșulețul ăla, știi? A morții lui că pune altă gresie, cum ar veni. Când e casa ta, plătești rate la partea aia, nu că te piși în WC-ul, te piși în apa aia, direct. N-ai voie să dai pe ăla de mirosit frumos, că ea știe că ține ăla. Atenție, țintă, jet în ăla. Și nu picătură pe colac, ai probă de divorț, picătura de pișat pe colac. De intră dimineața în baie, se aude... Știi ce e, mă? E pișat pe colac! De la morții lui că nu e acid sulfuric. Și oricum nu știu de unde e să mor dacă știu de unde, doamne. Deci vă jur că e de ce... Nu cu o scutură, mă, dăm cu capul de WC-ul. E un sul de hârtie igienică, un prosop de baie, o ștergi. Mă, nu știu de unde e picătura aia blestemată. Am impresia că atunci când ieși din baie, strănută curul și sare din gură, zic eu. Nu explic altfel de unde să fie picătura aia de pișat după colac. Și vine, primii 5 ani, ce-i mai mișto? Doar tu cu ea, nu sunteți angajat, ce dracu să vă ajut toată ziua în casă? Casă, garsonieră în coartă, vă spun, adică... Și o să mă duc în partea asta la altă.
gata, nu mă mai vezi, adică n-ai garsoniera. Te fuți, asta faci? Doamnă, presupun că nu se făcea asta, nici. Facă fata un ou, aia o să facă fata un ou. Dați-i tărâțe, nu o fută băiatul ăla de lângă, și face un ou la un moment dat și după aia face doi geme din ouă ăla. Feriți-vă de Paște că se vopsesc, se sparg, e nenorocire, în fine. Și te fuți 5 ani de zile. Bă, dar ce fut, ai o frumoasă în primii 5 ani. O pupă gură. Cu limba. Îți intră scuipatele aia din gură la tine, în gură, ție îți place, ți-e scoală pula și mamă ce mișto e, mi-a dat scuipată, adică... Treci la prima țâță, o iei 20 de minute, oferești că faci colaj de Crăciun. Treci după aia la a doua, nu mai știi dacă îi faci Papa Nicolau sau vrei să o fuți, ca un test. Și că ai intrat în cabină. După 7-8 ani, nu prea mai așa, te angajezi și tu și ea la 9-3 ani și la servici, la 8-13 de acasă, ai trafic mare la Victoria, o vezi că face două uțe dimineața, am bucătării, duci la ea și... Jap! Eu dai, ce ai făcut? Te-am făcut, dacă n-ai fost atentă, nu mai stau, că e greu, e nenorocire, nu prin metrou. După 15-16 ani, ales bule, se apare în pista goală din baie, vine spre tine în dormitor și așa... Pune dracu ceva pe tine, că te trage curentul pe la șară de ajunge la spital în noaptea asta, nebunul care ești. Oameni, un sărbători fericite să aveți, ăsta vă show-ul nostru seara asta. Sper că v-a plăcut, dar după reacție, da. Să vă ajute Dumnezeu de un an nou bun. A fost Mihai Bobonete, Mihai Dragomir Răit, Adrian Vancică, Constantin Dință. Faceți? Bine? Ia să mai aud încă unul de aplauze, vă rog frumos, și mai tare! Bun, și acum niște țipete! Perfect! Păi, vă mulțumim foarte mult că ați venit într-un număr atât de mare să ne vedeți. Îmi cer scuze pentru Vâncică. El e de curând intrat în Martorul Jehova și a trebuit să facă finalul ăsta. E de ziua 7-a, nu știu care, trebuia să închine la Delfin. 1, 2, Dumnezei, care vom să fie numărul nostru. Și toți erați așa. Vreau câțiva dintre voi deja sunt pe gânduri, sunteți puțin așa strânși pe genul... Bine, unii dintre voi clar ați fost aduși de alții. N-ați vrut la sala palatului și nu la ăștia. Ce îți va una? Pulă pistă cu aia, bă, rău, oricum, după ce a făcut Vâncica acum lecții de cultură, eu nu pot să mai folosesc ce vreau să folosesc. O să facem încă o dată, adică când o să fie vorba de subtul puliu, o să zic, care ați fost la Gașca Zurli? Știi? Și alea care v-ați prins, ziceți, am stat la toată spectacolul. Ți-am găsit care ați venit cu alții, vă văd, că vă văd fețele. N-ați vrut să veniți până la noi, nu mai prinde lumina, că am văzut, deci, asta. Bă, că-s bun băieți, hai bă, ăștia stânga-dreapta, zice, hai, dă-te, dracrește! În mod normal, ar trebui să mai aveți răbdare jumătate de oră și să râdeți foarte tare, că de-aia ați venit. Și e păcat și de banii ăștia. Este? Mai am și eu câteva glume. Înaintea mea trebuia să urce fratele meu Constantin Diță, care din păcate are niște probleme medicale și pentru asta...
Da. O să vă dau bani înapoi data viitoare. Sunt unii mai sărați care au venit de la fumați. Înțelege. Și pentru că mama lui Cosiuță este în sală, pentru că și el trebuia să fie pe scenă acum, o să vreau pe toți să vă rog să-i transmită un mesaj. La trei să ziceți toți, Costi, capul sus. Și vreau să-l filmez, să-i trimit după spectacol. Vreți? Costi, capul sus, chiar are nevoie de un gând bun din partea dumneavoastră, pentru că e destul de bolnav. Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Costi, capul sus! Mulțumim foarte mult! O să vă spun eu câteva glume de la el. Pentru că banii o să-i dăm. Da, bolnav, bolnav, dar știți cum este, o grămadă de bani. Simt o energie foarte bună, înseamnă că sunteți oameni pozitivi. Vreau să vă spun că înainte de spectacolul de la Sala Palatului, tot timpul ne alegem cu mare atenție unde mergem ultimul show până în Sala Palatului, ca să ne încărcăm cu energie, să venim aici cu mai multă. Și am fost la Madrid, am ales să mergem la Madrid. A fost alegerea cea mai bună. Ideea că am fost peste tot în Europa în ultima perioadă și am întâlnit foarte mulți români foarte frumoși. O grămadă de români frumoși plecați din țară. Și voi care ați rămas. Și voi sunteți frumoși. Știi ce zic? Adică... Că și tu ești frumos, dacă se poate spune treaba asta. Și cu provărașul ăla cu tine... În Londra sunt cei mai mulți. De fapt, în UK acolo. Acolo sunt cei mai mulți români. Foarte mulți studenți plecați acolo la studii. Da, au fost acolo la studii. Vreau să vă spun că au nimerit peste un grup de ăsta care aveau laborator, aveau hotel aici și am ieșit afară să fumez și... I-am recunoscut că sunt la studii pentru că au niște veste reflectorizante pe ei, așa, când au clasă. Și ăsta, șeful care avea o cască, închisese un perimetru să dea un alt coleg de-a lui un vincul de la etajul 4 cu o macara jos. Și ăsta a închis, că așa era laboratorul, chimie sau ce avea. Și ăsta a închis și trece un englez așa grăbit. Ăsta îl vede, ăsta e... Ăla s-a dus. În mine, dă la frâ... Asta e semnalul Găudeaun și... Se întoarce același englez prin același perimetru. Ăsta se ridică, ridică casca așa puțin, ce băi, nu-i adevărat. Și în partea asta merge, ăla iar uite ceva se întoarce. N-am mai putut românul, direct engleză. My friend, you go there, stai în pula mea acolo, scobor și-o vin clu ăsta. Pe engleză, beton, n-ai nicio treabă. Foarte mulți studenți acolo. Sunt atât de mulți români în Anglia, încât ăia cred că românii noștri merg acolo să reconstruiască lor autostrăzi și blocuri. Nu! Îi fac pentru noi, pentru români. Merg foarte mulți. Adică sunt bătrâni care pleacă din Suceava la copii în Londra și când se întorc în Suceava, așa din Suceava întreabă ce mai e pe acasă. Pentru că e pentru noi acolo, ei nu-și dau seama. Și la Madrid a fost frumos, și în Madrid, și în Spania sunt foarte mulți români. Acolo am avut problemă, tot timpul de câte ori merg, sunt un mare gurman și trebuie să mănânc. Și din cauza că nu știu foarte bine limba engleză și nicio altă limbă, în afară de oltenește, foarte bine știu oltenește, am o problemă că mă duc la restaurant și sunt cu nevastă mea care știe franceză și în Dallas. Ideea nu mai contează și tot timpul am apelat la paleolitic, la ce se vorbea atunci, vine ospătarul, indiferent în ce țară ești. Știi, și nu înțelege, nu știu cum dracu nu înțelege că am fost la serbare la fie mea, am avut acum două zile, la trei ani, și am văzut o grămadă de părinți idioți, copilul apărea pe scenă și era Ututa pa fate, nu tu fete tut. Și erau ăștia, tot timpul ăla, deci... Bă, deci copilul meu, bă. Bă, ce dracu ăștia, înțeleg o poezie de trei strofe și ăsta nu înțelege, Deci nu înțeleg cum e treaba, mă, cum ce ar trebui să le comanzi. Și ăștia în Spania au un stil, pentru că am stat să-i studiez pe diferite țări. Și în Spania, de exemplu, spaniolul e puțin agitat. Te pui la masă, el are pretenția că tu ești spaniol, nu e că ești din altă țară, și vine la tine și începe. Am un compozit, aia a zis-o, e ala, scuipă și foarte mult. Suind dintr-o panică, că ai impresia că omul spune ce i s-a întâmplat lui dimineață.
Nu că e vorba de meniu, e pe genul. Bă, m-am trezit dimineața aia, plângea ăla mic, nu știu ce, pa, m-am urcat în mașină, dă-i, am făcut și o pară. Tu se oprește, tine vine să zici, de mâncare ce ai, mă, mâncați aici gura ta? Că n-am treabă. Adică nu e ca în Franța, bă, în Franța, bă, acela, vine ospătarul frumos, grason, cu mâna la spate, bă, se pune, începe să zică, mă, știu, mă, tot moment de fleră, mă, și lui și-o fluge, am o sunt cont de mine, dar cum te mi plinge, cum te flecă, e jumuron, am o suza, am înflătuge, am tout le fluge. Deux, trois, ta minute, am o mântu cum ploua, tu se mă înflege tuta. Știi, ești așa? Da, vreau. Nu te mai gândești ce zice ăla. E atât de frumos încât n-am mâncat neam de neamul tău, că n-a zis sarmale. Știi? Dar e diferit, știi? Du-te la nemți. Ce vrea cu să te duci la nemți? Vine nemți. Un șfiț în fabă, fum în fiș, în fuță, țavă. Deci, bă, dacă așa să tu, am venit să mănânc, dar te-am pula, nu e vorba de... Bă, nu înțelegi ce zice. În nord, acolo, sunt aia. Un clum, 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 clum. Deci, bă, n-am furat-o eu, să moară mama, că am furat-o eu. Deci, asta, nu înțelegi. Deci, sunt pe panică, sunt grijă. Sau la chinez, bă, la chinez nu place că e mic totul, e. Vine chinezul și zice tu tin ti pun ti tin tu tin tu pun ti ti un tun tin. Deci vine să zici corect, dar porții mari dacă se poate. E bine. E ca la japonez, la japoneze pe bătaie, vine la so, kaine, toine, taizo, kaine. Deci vine să zici, ia mă, ține furculița de mâna, să mă fac cu ăsta și pe aia mâncă. E pe altă zonă. Japonezul e pe ceartă. E hoi, hei, hoi. Și așa... La glumiță mă uitam, am văzut zilele astea un film porno japonez. Se uitau copiii și... Și bă, n-am înțeles, mă. Bă, japonezele la penetrare fac asta, mă, de plăcere. Deci, unul la mână nu e plăcere, zic că-i sabie ninja. Vedem ce aveți stomatite, știi? Și nu știu de ce face asta, pentru că japonezii... Și așa, deja e negru japonez, credeți-mă, deci e, acolo e o boală. Îți place țin-fing? Dar și revin la asta cu ospătarul și cu care aveți grijă ce mâncați de Crăciun acum și de sărbători în general, pentru că îmi dau seama că românul mănâncă foarte mult. S-a făcut și un studiu, circa 8 kg de porc în medie pe cap de român. Și gândiți-vă că uite cum sunt băieții din afumați care vor bani înapoi pe show, ei mănâncă un kil împreună amândoi, că s-a amărâți. Gândiți-vă că dacă ei mănâncă un kil, trebuie să mănânce altul 19. E destul de greu ce e acolo. Și îmi dau seama că românul mănâncă foarte mult și prost în funcție de reclamele care apar în perioada asta la televizor la medicamente. Nu mai este nicio reclamă decât despre medicamente. Bă, dar sunt atât de urât făcute, încât nu se mai gândesc. Voi ați văzut câtă panică e, că presupun că nici voi n-ați auzit vreodată în viața voastră. Aveți un cunoscut care a tras vreodată vreo bășină, mă? Nu, Doamne ferește! Bă, e o boală, bă! Sunt îmbalonat! Ești prost, n-am mai auzit asta. Sună cancer. Tu dai în pula mai o bășină mai mare în tine, ești îmbalonat. Tu te pe balcon, deschide ușa, dai o bășină și ai scăpat. Și e panică. Ați văzut într-un autobuz multă lume și unul care a mâncat 8 kg de porc începe să se umfle de la o bășină. Ăsta în autobuz nu înțeleg că e o bășină. Sunt toți, băi, băi, George, o să explodeze. O să ne împroște cu căcata, e? Și vine una din spate cu espumisanul și de espumisan ăsta ia și se desuflă brusc și toți sunt, Doamne ajută. Băi, dar și de acum nu e terorism, mă, nu poartă o centură cu bășina. Unul la mână, doi la mână se desumbră, dar nu zice nimeni, nu s-a dus bășina aia în autobuz. Că n-am văzut că a oprit autobuzul să dea ușile să zică, stai mă, te dăm drum pe picior aici, la Lizanu. Nu-i, sau, băi, apropo, nu poți să te caci de 4 zile? Nu-i nicio problemă, te învățăm noi ce e de făcut, ca și cum n-ai ști ce e de făcut. Răspund că atunci când ești constipat, tu uiți că trebuie să te caci. Și ești prin bucătărie și zici, bă, sunt constipat, dar nu ce să fac. Bă, dar știi că există baie? Bă, n-am auzit despre ce e vorba. Dar sunt foarte constipat, deci nu m-am căcat, mă, de 4 zile, nu știu ce să fac. Nu știu. Și el vine și zice, ai auzit de Dulcolax? Bă, bă, ia mă Dulcolax și cacă-te cum trebuie, ești nebun la cap. Vorbesc de bărbați, la femei 7 zile de activ, ea e clară treaba, să știe. E tratamentul diferit. Și femeile fac căcuță. Să nu confundăm. Și iar sunt probleme în perioada asta cu gingiile. Nu știu de unde dracu avem problemele astea cu gingiile.
Băi, o reclamă în care unul scuipă un pumn de sânge, mă, într-o ghiuvetă. Și ți arată pumnul de sânge la televizor. Și zice, te-ai săturat să scuipi sânge în fiecare dimineață? Eu mă gândesc dacă sunt oameni care au afecțiunea asta și care nu s-au săturat. Și care văd asta, zice, nu, mie chiar îmi place să scuip așa un pumn de sânge. Că, mă, e preferatul meu de scuip sânge dimineața, un ficat așa, deci. Și zice că dacă scuipi sânge din fiecare dimineață, să iei la Calut Activ că te ajută și nu mai scuipi sânge. Băi, ești prost? Ai cancer dacă scuipi sânge în fiecare dimineață, faci tot ce la Calut nu-ți face nimic, îți lipește proteza mai bine în gură, să pară în sicriu că zâmbește, adică nu-ți face nimic altceva. Nu poți zici, bă, scuipi sânge, am luat la Calut, ești prost la cap? Bă, nu mi se scoală și mă scot pe dinți. E ciudat, nu? Și există acum, bă, deci asta este culmea culmilor, există dezinfla în gât. Pentru ce credeți că e medicament? E greu, nu? Păi și ei când au făcut medicament, cred că au făcut așa o ședință și au zis, bă, avem un medicament pentru gât inflamat. Cum să-i zicem noi? QR7, nu, e complicat. Și cred că șeful lor a zis, băi, ce dezinfla în gât. Bă, ce minte, bă. Ce om, bă. Dezinfla în gând, bă. Așa zice, ca să știi ce să iei. E aceeași companie care va scoate de curând pentru constipație desfund curi. Nu vrei să faci copii? Ia pilula de înfund pizd. Marketing. Deci e exact ce trebuie. Dar cea mai mare problemă a românilor, așa acum nu doar când sunt sărbătorile în general, noi toți avem probleme cu vaginul, știți asta. Anul ăsta, mai mult decât în alți ani, ne-a arătat pe reclame toate. Nu mai avem probleme cu vaginul. Toți. Unul la mână că noi, ca femei, toți, nu ne mai pișăm cum trebuie. Avem nevoie de uronat gold. Pentru că o vedem pe femeia aia care stă la Zara între haine și apare și zice la alealte, băi, dar nu mai pot. Trebuie să mă duc de fiecare dată la... Pentru că nu zice toaletă pe gură, că e cuvânt vulgar. Voi nu știți. Dar deja sunt copii pe la școală care zice, bă, să-mi bag toaleta în măta. Și nu e voie, știi? Și există uronat gol și pentru căcuță. Când faci căcuță, pipiluțe, sunt două care nu pot să cace, iau uronat gol, se cacă și după aia amândouă se uită în cameră și spun și ce gust bun are! Adică un fel de somelier al căcatului, se cacă și-l gustă. Oh, ei, asta e! Bă, nu era așa înainte. Uronatul gol îi dă un taste. Dar vaginul e marea problemă. Aveți foarte mare grijă cu vaginul pentru că am văzut fotul ăsta care e destul de bine plasat. Un tată cu doi copii la masă, frumos în living, și ea apare din bucătărie cu un pui la farfurie și îl pune lor, ăștia sar pe pui, încep și ea se dă puțin în spate, ăștia se opresc așa puțin în fundal și ea zice, dar ce facem cu vaginul meu? Și îl și arată unde e, pentru multe dintre voi care ați avut probleme în viață și a zis, bă, mă mănâncă vaginul, știți? Îți arată unde e situat, ca să știi că aici e problema ei. Și ce am vaginul murdar, băi. Și ăștia mănâncă, bă, dar opriți-vă, bă, puțin, bă. Eu dacă eram acolo, ziceam, bă, dar opriți-vă, nu mai mâncați. Bă, voi n-au zis că mă are vaginul murdar, bă? Bă, terminați-vă cu puiul ăsta să vorbim cu măta, băi, dai peste mână la copii. Lasă puiul jos! Ia-ți, mă, iubire, ce s-a întâmplat? N-auzi, domnule, că am vaginul murdar. Dar de ce ai tu vaginul murdar, măi, nene? De la ce s-a murdărit? Întrebi, spun. Păi copii, nu mâncăm, trebuie să rezolvăm problema cu vaginul, mă, dacă nu putem să mâncăm așa, să stăm cu vaginul murdar și maică ta nu poate să mănânce aici, care e vaginul murdar. Și aici am vaginul murdar. Dar cine ți l-a murdărit, ca să înțelegem? Și ea zice, nu, că nu mai contează că acum am vagi clean. Normal că, bărbate, păi de ce n-ai zis, mă, hai, bă, să mâncăm, am vagi clean ăsta. E două pastiluțe de ala și la revedere, aia e vaginul. Bă, da, eu n-am auzit asta, n-am auzit niciodată două femei să vorbească de treaba asta. Zică, băi, eu știi că... Știu, mă, simt așa că mă râcâie ceva la vagin. Pe bune acum, nu e ca bunicul la bărbat să-ți prinde scame. La noi e aia, că e în față și strânge, dar n-am auzit nicio femeie să bagă două degete și zic, iau, te-vă, scame. E. Aveți grijă de Crăciun. În principal cu vaginul și cu bășina. Asta trebuie să știți. Restul nu e treaba mea. Vine Crăciunul acum. E imediat. Noi am pus în spectacolul ăsta, ca să știți, pentru că nevastă mai a decis să le pune luni, marți și miercuri, pentru ca ei să nu prindem proteste.
Da, pentru că erau sâmbătă jumica și trebuie să mergem la proteste. Și drept, eu n-am fost, ea merge foarte des, merge de câteva, foarte, de câteva luni, are un grup de turbate care merg ele la proteste. N-au niciun scop, dacă ai idee, a vrut să mă ia și pe mine și am fost de două ori. Ideea a fost așa, că să mergem la proteste și am zis, pentru ce merg eu? Ca să știu pentru ce merg eu. Deci tu mergi ca să nu îmi bătaie de la jandar, că să nu se bătăi cu jandarmi. Mă, și vedeam eu cum ăia cu pulanele pe care mă băgam în față să vă spun pe aia acum. Mă, și mă, dă-te dracu de aici, mă murau cu tot, ce să fac eu la jandar? Plus că n-aveam o problemă și am zis să protestez și am fost cu ele acolo. Bă, trebuie să vă spun, 6 ore am stat, nu s-a discutat nimic de politică. Bă, nimic, mă! Bă, nimic! Deci discuțiile au fost, dar am aflat lucruri foarte multe de la ele. Eram doi bărbați, eu cu Eugen și ele așa adunate, s-a discutat foarte mult despre cezariană, pentru că, apropo, dacă nu ți se închide cezariana după 3 zile, trebuie să mergi să vorbești cu doctorul. Și am aflat asta, că trebuie să știi, știi, că am avut probleme, adică... Ai văzut că pleci de la WC după ce te caști și nu e închise, știi? E așa trist, te întreabă, unde ai fost la WC, dar nu știu să mă rămâs, e încă pe Cluja, e sus. Ori mai vine ceva, ori... Primesc așa niște înțepături, niște morsă, dar nu știu dacă e navă mică, navă mare, știi? Deci, tipa, asta, după care am aflat cu ciclu, băi, incredibil, mă, erau 4 dintre ele care aveau ciclu corelat, ele lucrează la același birou toate 4 și le veneau toate ciclu și de 3 luni de zile nu le mai vine ciclu la toate. La 2 le vine cu 2 zile înainte și alea nu le așteaptă și era o problemă acolo, că nu se mai înțeleg. Bă, atâta discutăm despre ciclu de început, să am și o picătură pe pantalon, zic, băi, bă, de politică nimic, de ce aia țipau acolo, jos, guvernul și erau deja puțin așa afectate, erau, alo, 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 aveți noi o vorba de ciclu, știi? Pancarte scrise, am zis ăsta, bă, și noi nu avem nicio pancartă, când mă uit, aveam pancartă, mă. Aveam pancartă făcută de Roxana, una dintre voi, nu mai contează, o pancartă, făcută de aia. Când mă uit pe pancartă, scria, suși pula Dragnea. Asta era pancarta noastră, mă, din viață. Bă, și nu l-am întrebat pe ăsta, zic, bă, zic, tu ai făcut-o? Zice, nu, nevastă mea. Zic, asta nu zic. Mă, Roxana, zic, tu ai făcut pancarta asta? Zice, da. Păi zic, ce ai scris, suși pula Dragnea? Păi că să sucă pula Dragnea. De ce să sucă pula Dragnea? Zic că e muist. Păi, zic, și dacă e muist, ce să sucă, care-i treaba? Și a zis, pentru că merită să sucă pula, domnule. De ce? Că e om rău. Păi zic, stai mă, fată, tu când suși pula acasă, o suși ca pedeapsă, mă? N-am înțeles. Zic, băi, Eugene, tu ți-a spart parfuria, mă? Parfuria de la Măzna, știi? Aia, băi, parfuria de la Măzna, jos în genul de treagă. E frumoasă sală care a sus pula plângând în viața ei, mă? Aia, nu credeam că e parfuria de la Măzna. Băi, dar nu mai da, mă. Să zici de asta. Și ai zis, bă, ești tâmpită, bă, e periculos să ai pancarta asta, mă. Dacă tâmpitul ăsta, în boala lui de putere, dacă cumva, în boala lui, dacă apare cumva la balcon acolo la guvern și zice, ia, mă! Păi, acum să-și pula Dragnea, dar care sunt acolo? Hai că vă suc, ce faci? Ce suge ție? Deci, lasă să-ți sucă ție. Dar eu nu vreau să mă sucă mie, Dragnea! Eu nu vreau să sucă pula Dragnea niciodată, nu știu dacă e frumul în sală care a stat să vă sucă pula Dragnea, vă știți nebuna, că mustața aia cu dinții aia și cu... Doamne, fericit! Ieri seara a fost fiusă în sală! Am aflat azi. Da, am fost la proteste frumos. Prietenele nevastă mea. Acum e mai liberă zona pentru că a venit shopping-ul și shopping-ul când vine, shopping-ul le transformă, sunt moroi. Seara de 1 decembrie, shopping, reduceri. Dă-te în pula mea, acum e momentul, parfum, 18 milioane la 2 litri, mă! E nebunie, vezi cuplurile în mall, eu stau afară, ușa aia curisantă, vezi cuplurile, amândoi de mână vin normal, când mai are 10 metri până în ușa aia, deja îi dă drumul la fraier. Și pleacă așa, cu vede pe alta că se apropie de ușă, să ia fața lui aia, se întoarce de zice, cardu, îi dai cardu, ia card, îi dai ca pe ștachetă, du-te, intră, are planurile tatuate ca în Prison Break pe spate, știe unde-i Zara, unde-i Bigoti, unde aia, pa, pa, pa. O vede pe alta cu o plăsuță, are o bluză, îi place, nu te supăra, de unde ai bluzița aia? Păi ce aia e proastă să-i zică? Păi zice, de la KFC, dă-te în blanca, să nu ia și ea la fel, știi? Nu se vorbesc între ele. Tu ești în spate cu sacoșile, e Crăciunul și pentru tine ești, te salut, păi las ca cu flash-urile, cu radarul. Deja ai hărți,
ca la jocurile de strategie care a jucat pe timpul unde se odinește eroul pe mijlocul morului la cafea, îți încarci mana, mai duci la mașină, puști, mai întâlnești cu alții care fumează la mașină, mai am, sunt de-abia la etajul 1. Au probleme, se opresc la magazin, la manechin, ăsta nu era așa îmbrăcat ieri. Intră în magazin, doamnă, ce era pe el, cine a cumpărat, adică vrei și tu cum ar veni. Are al 10-lea miros, mergeam cu ea de mână și l-am dat, zice, mă, tu mai ai 2 milioane undeva. Aveam banii de poker băgați în curmă, mi-a simțit, mă, s-a dus pe el, mă, nu se poate, e ceva. E panică, Crăciunul e panică, panică. Dar e frumos că e sărbătoare și, mamă, ce minunat. Atenție, Crăciunul pică pe 25. Ok. V-am zis ca să știți. Te-a cerut de magic. A, nu, Dragoș. Pică pe 25 și știu asta pentru că pe 7 noiembrie, miercuri, a venit popa să-mi zică. Nu eram pregătit, trebuie să vă spun asta, pentru că eu nu știu că popa trebuie să vină să te anunțe că vine Crăciunul noiembrie. N-am știut să merg de Dumnezeu, uite-o, ceva posedat. O doamnă care ori a râs, ori a vrut să-mi jure ceva și nu. Da, nu sunt dus la biserică, cred în Dumnezeu, dar n-am treabă cu biserică. Nevastă mea, nevastă mea, când vine popa la noi acasă, deschide ușa, îi pupă mâna, cotul, se pune în genunchi, ai zis, bă, tu vrei să o sluji de față cu mine, că n-am înțeles care e. Și ăla îi cântă, îi dă cu ceva în ochi, aaa, dă ochii peste cap, băi, e în transă. Am încercat într-o seară, am venit acasă, ea dormea, i-o bea, zic, dai că dau omul, i-am luat niște flori de mușețel, am băgat în apă, m-am dus, se dau la asta pe la nas, așa, i-am dat peste nas, zice, ce? Treci în genunchi și spunea, aaa, ești aici, la răcitule. Zic, cred că n-a vrut, că nu știa melodia, aaa, aia, aia cred că le duce, le scoate ca pe șarca, așa, din cutie. Și eram acasă, 7 noiembrie, miercuri, fiți atenți, băi, eram acasă singur. Când bate cineva la ușă, mă duc, mă uit pe vizor, popa, zic, ea. Noiembrie, popa, zic, doamne, zic, a murit cineva din familie, a venit să-mi aleg groapă, sau cine știe, o fiu de asta, o tombolă de-a lor. Zic, săracii, nu mai au bani de asta, de catedrală, au venit cu tigăile lui Mirabela Daur. Deschid ușa, popa mă recunoaște din serial și și-a prag, omul blanc, era așa. Eu nici nu știu să-i salut, adică eram... Știi, era tensiune, nu zicea nimic, eu nu zicea nimic, mamă, eu am început să mă gândesc, mamă, zic, să vezi că ăștia au aflat că fac mișto de ei. Și l-au trimis pe ăsta să mă omoare cuțitul în cap, să moară la masă asta. Dar măcar dacă venea pomovaș, mă futa, după aia mă omorat. Era o zonă de asta, știi? Și mă uit la el și zic, ce s-a întâmplat? Și el, ce s-a întâmplat? Și el, nu zic, tu ce s-a întâmplat? Că tu ai venit cum ar veni eu. Eu n-am venit eu la tine cu casa cum ar veni, erai tu la parohie și la casa cu instructor. De, lasă-o ușor așa să nu se ieși televizorul, gata, hai. Părinte, am venit și eu la tine cu casa. Și îmi zice, cu Crăciun. Noiembrie, 7 zi. Zic, cu ce? Se zice, cu Crăciunul, domne. Zic, ce? Zic, nu se mai face, sau care? Era o panică acolo. Așa zică, domne, trecem la Crăciun, de la Crăciun la Paște, direct, nu mai e. Zic, ce, domne, cu Crăciunul ăsta? Zice, am venit cu Crăciunul, domnul Omonet. Dă-mi și mie doi, nici nu știam ce trebuie să fac. Mă gândeam că vine asta după aia acasă în genul vasă. A venit popa cu Crăciun, dar ai luat? Nu. Ha, nenorocitule, n-avem Crăciun. Zic, să-mi dea să am Crăciun pe masă, cum ar veni, să am de la popă, luat cum trebuie. Și eu zic, dom'le, ce e cu Crăciunul ăsta, că mă, zice, am venit să vă zic că vine Crăciunul. Zic, de ce? Ce, păi așa facem noi, nu ești creștin ortodox, nu știi care se face. Domnule, jur, n-am mai auzit asta. Zic, ai fost și la alți vecini și le-ai zis? Zice, da. Mă, zic, de unde v-ați început cu asta? Cine? De unde v-ați luat? A fost unul care pe 28 făcea sarmale și a venit alții la el și au zis, bă, ce faci, mă, de revelionul ăsta? Zic, care revelion, mă? Întâi Crăciunul. Ce Crăciun, mă, nebunule, că a fost? Când? Pe 25. Fudu-te în gură de popă, ia uite, a uitat să-mi zică popa când e Crăciun. Nu cred că a început așa. Și el îmi zice, domne, așa se face, noi venim să vă spunem că vine Crăciunul și aia e.
Păi m-a luat așa, zic, domnule, zic, iartă-mă, n-am știut, îmi pare rău, zic, pentru inima mea. Haideți să o luăm de la capăt, să pară că știam și eu, ca să fie... Și ce bine, am închis frumos ușa, m-am văzut ca-n treabă prin casă, că adică nu știam că a venit popa cu Crăciunul, să îmi intru un personaj. După vreo 3 minute nimic, mă duc la ușă, mă uit pe vizor, popa acolo. Bac eu dinăuntru, el zice, da. Păi am deschis, bă, tu ai venit, mă, Crăciunul, ești nebun la cap, închid, iar sunt deschid, popa, eu am făcut și eu, o, părinte. El zice, da, zic, cu ce, cu ce? El zice, cu Crăciunul, aia, zic, când pică, pe 25, Doamne ajută, zic, că aveam fotbal pus și m-ar veni. Și brusc, în secunda aia, fără să-i fi zis eu, părinte, ai voce sau ceva de genul ăsta, omul dă să intre cântând, mă. Bă, dar frumos, zicea, în sus, în jos, mă. Of, mi-a plăcut, mă luase și pe mine puțin, știi, când îți place, nu știi versurile, dar pe refrene știu, cum era pe timpuri la blues, la Casablanca, nu știai versurile, că nu știai engleză, dar băgai gura în urechea ei și o mână pe tine și era aia, chistă, 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 că se n-ai. Așa mă luase, eram și eu, aveneste noi la vrei. A terminat, te-ai zis, părinte, excelent. Ai zis, v-a plăcut? Da, mi-a plăcut, ce dracu de mai zic, ești nebun la cap, a fost beton, beton. Deci eu dacă eram, te luam în echipa mea și mergeam mai departe. Votați părintele la 1-2-1-2, știi? Adică... Și zice, bine, dacă v-a plăcut, eu plec. Zic, bine. Dar nu pleca. Și el zice, iar, eu plec. Zic, asta am stabilit chiar mai înainte, când a zis dumneavoastră că plecați, eu chiar știam că plecați, adică... Și zice, domne, eu plec. Mamă, zic, e probă de dans, zic, eu mai stau. Zic, să vezi, se începe acum o samba, ne mițileau și mi-ți-l rotesc și-l prind și-l rup pe genunchi, zic, ce? Zice, domne, aveți calendar? Bă, când a făcut așa, am crezut că încerc iarbă, nu înțelegeam ce calendar cu asta. Zic, ce calendar? Zice, să știi când să nu speli. Zic, cine? Eu? Da. Păi de ce? Zic că e sărbătoare. Băi, ești nebun. Dar numai că n-ai dat acuma de Sfântul Ion, bagi rupele în mașină în Ariston și ai dat drumul la Ariston. S-a supărat Iisus să coboare să ardă Aristonul. Tu nu ești de bine, că tu ești în sărbătoare, cum ar veni. Și până la noi am dat bani, am venit nevastă, l-am acertat. De ce ți-ai bătut joc de el? Că acum 5 ani când stăteam la Baba Novac, i-ai dat bani fără să-ți mai ceară. Și mi-am adus aminte, ce-i drept. Atunci stăteam într-un bloc, tunel la etajul 5 la Baba Novac, ea umblau câte doi. Era unul îmbrăcat în rochie de-asta neagră, unul îmbrăcat normal, cu buci, cu cămașe. Dar aia mai agresiv în oraș. Și intrau și direct începeau să cânte. Ăsta în spatele lui cu o chestie cu fum, îi făcea un mister așa. Și ăsta ieșea din fum. Ăla din spate zicea decât amin. Bă, zic că ăla nu știe versurile la poezie. Nu știu care treabă pe el. Nu cred că face și jumătate la bani. A intrat în casă, a dat cu pământuful ăla peste tot. A ajuns la rutărul de net, a zis, merge bine netul? Da, zice, încă un giga de la mine a dat așa din poezie. Șulpă de asta, bătrână. A dat să iasă din apartament, s-a întors, zice, de cutremur am dat. Zic, ce să dați de cutremur? Am miruit de cutremur, domne. Eu stăteam la 5, zic, nu, zic, dar mai jos la 4, la 3 ați dat? Zice, nu. Zic, nici eu nu vreau. Păi de ce, domne? Păi, dar doar nu rămâne 5, mă, că-i miruit, ești nebun la cap. Cate blocul, rămâne 5. Ia uite, mă, unde a miruit boboneta, a rămas 3, 4, vai mama lor, păcătoși ea. Când a dat popa, a rămas așa, etajul 5, frumos, suspendat penthouse. Pe același sistem, că noi suntem învățați de mici, știți foarte bine, că bă, dacă vine cu tremurul ăla mare, tu ce trebuie să faci să stai sub tocuși, este? Este că știți asta, da? E cel mai sigur loc la 10 grade, îți iei familia, o pui sub tocuși și stai acolo. Cade blocul, rămâne tocul, mă. Da, mă, rămâi tu în toc la etajul 5 suspendat și alți vecini pe la 7, pe la 8, care a rămas în toc. Zic, ai, noroc, vecine, vreau, voi prins tocul, că am vrut să-ți dau un mesaj. Băi, ce a scăpat, mă, dă-te-n pula mea cu ce coborâm, că suntem în aer la etajul 5, în toc. Eu vrăjeală să fac economie la lemn, te-a prins în tocul și mai pun o șipcă deasupra ta și ăla-i coșciugul, asta e treaba. A trebuit să zică sub tocul și cu mâinile pe piept. Dar nu mai contează, până de Crăciun o rezolvați voi într-un fel. După Crăciun vine Revelionul. Băi, apropo de Revelion, atenție, vă rog eu frumos. Fac un apel pe această cale să nu mai organizeze petrecere de Revelion femeile. Vă rog eu mult de tot. Bă, sunteți dezastru pe petreceri, fetelor. Adică e praf. Adică ori le organizați voi și stați și beți până dimineață cu noi cot la cot. Adică da, bă, așa ar fi frumos. Te văd și pe tine pișată pe rochia aia fără spate, vomitată pe tine.
Stai să bem, nene, nu, după două, trei mare. Doamne, eu m-am dus să mă culc, că e bulanciul ăla, nu m-am făcut curvă. Nu, nene, stai până dimineață, vreau să cântăm. Îmi sunt băieți în pula goală, cânta, co-co-mbo-co. Stai și cânti cu noi acolo, să te recu, nu să te culci. Urâte petreceri faceți, pe cuvântul meu. Și acum se Revelionul organizează ele. Anul trecut am avut, mamă, ce baftă am avut, a fost la fix, că anul ăsta lucrurile în ziua, de-aia a căzut cum am venit. Au decis ele să mergem la Sinaia 3 zile, că acolo e zăpadă și e frumos. 3 zile am prins numai ploaie și ceață. Hai să le 1500 de euro 3 zile, gratis. Am calculat, nu era chiar gratis, adică nu era euro chiar atât de jos. Am făcut planul după prin septembrie, ne-am adunat acasă. Ele frumos, toate la bucătărie, pe tutun, pe vin, ca turcii, noi acolo în living cu PlayStation, nu știi? Și am aud, din discuțiile astea, aud pe una, Roxana, care zice: hei, ce bine, ne-au mai rămas 350 de euro. Deschis cea la bucătărie, zic: cine a zis? Ce, Roxana, eu. Că zic, de unde ți-a mai rămas 350 de euro? Ce, de la Revelion. Și ți-au rămas? Ce, da. Și nu ți-au rămas, nu-i mai dăm. Deci, nu, au rămas. Păi de unde ți-au rămas? Ce, de la noi. Păi cine ți-i dă înapoi? Noi. Mă, zic, dă-te în pula noastră. Bărbatul auzea discuția după canapea și era așa. Și semnele, le știți, când vorbești de unul și faci așa din mână, e praf. Bă, când faci așa și așa, el te piși pe el, adică l-ai mormântat și te-ai pișat, ești așa. Ăsta era așa, lasă, că-i dau eu două, mi-am dat seama că l-am discut și zic să plec pe o glumă. Zic, foarte bine că ne-au rămas, să luăm o muistă. Bă, când am zis să luăm o muistă, nevastă m-a înghițit țigara, era... O, cine? Bă, deci... Zic, o muistă. Bă, în secunda asta, nu că n-au râs ele, dar n-au râs ăștia ai mei, că ăștia s-au panicat, că au crezut că eu m-am spart de adevăratele, că noi am luat muistă la un moment dat de 30 de zile la anterior, s-au crezut că eu am dat de gol. Și... au zis ele... ce glumă, și am zis eu. Și a zis aia, luăm artificii. Zic, foarte bine că artificii am vrut să le zic și eu zic, dar nu venea, nu-i așa, deci un artificii muiste. Ce cum, adică, da, numai aici, ia uite, bă, ce-a sub taia pula. Știi cum ar veni, știi? Artificii să-l... Bă, dar nu e o idee era, pentru că după aia am dezbătut-o cu băieții și cu fetele, nu e o idee era să iei o muistă de Revelion, ia gândiți-vă. Lăsați gruma deoparte, vorbesc cu bărbații din sală, să ai o muistă de Revelion, a tuturor. Și la voi, ia gândiți-vă, fetelor. Una acolo, știi, la ăștia, bluzul, la Fox, la nu știu ce, și Rudica e în genunchi acolo. Nu știu, mă întorc pe Vanilla Ice. Ia-o, George, ia-o, că a început ies. Și nu te mai chinui cu alea, știi, pentru că voi niciuna nu sugeți pula de Revelion, mă. Nu, superstiții, vâzi cu pula mea, nu știu, eu de asta o nebunie. Nu o sugeți, curge rimelul, iar am înțeles asta, curge rimelul. Dar nu-ți mai dat cu rimel în gură, oricum nu știu unde se dă rimelul. Dar ce-ți curge rimelul dacă mă sugi de Revelion? Genul că se dă în ochi, dar eu nu vreau să dau mâie în ochi. Cum ar fi să fiu atât de paranoic, să vreau să te fut în ochi când e gura deschisă, ești proasă la cap? 45 de minute să te machiez, mă? 45 de minute de machiaj, pentru cine faceți asta, mă? E fruna în sală care în viața aia, după ce s-a machiat, aici bărbatul, vai ce bine te-ai machiat. Păi la gay se fută în cur, n-are cum să spună treaba asta, sincer, sunteți nebun la cap. 45 de minute de machiaj, pe mă, pentru cine? Te aștept să cobor la petrecere și eu ca bărbat o să zic, ia. Băi, de mine, ce piesă, de unde ai apărut pisicuțul? Eu sunt nevasta, fă, dă-te, dracu, nu te-am recunoscut pe voi. Cred că vă machiați cu gândul că o să vă fută altul de la petrecere, nu eu, că eu știu cine e acasă. Și am fost la Sinaia, am ajuns 6 cupluri, 8 copii, am frânat mașinile, au coborât nevestele, fugeau spre vila aia. Noi am întrebat, bă, zic, o ocupăm? Nu e plătită? Nevastă mi-a arătat aici, să prindem camera aia, șmecheră! Mamă, zic, uite, zic, o fi cu steacul, aici e familia, mă, borate, punem pe cap, pe ușă, curent în clanță, nu intră nimeni. A ieșit pe un geam de la etajul 2, ia trolele copii și vină sus, zic, da, bine. Dă-i caratrole, că am from nou, nu știu, bă, dar mari, eu am unul mic cu Hello Kitty, nu știu cum i-a picat mie ăla, e al meu. Bă, da, am dat de 1,5 tone, am dat, mi s-a blocat cu ăla, n-am. Zic, e măta cu noi, în dolari și n-ai vrut să plătești. Bă, greu, mă, deci, dă-i, n-am uzbit.
5 bărbați, 6 rândul de bagaje. Bă, unul stă lângă damigene, copiii dă-i în pula mea în pădure să-i mănânce ursul. Vinu-i, vin. Am cărat bagaje, ne-am uimit pe scări, unii avea roți, unii n-avea roți. Am spus rugăciune, am intrat în casă, paf, copiii acolo în cameră, camera 8, am prins-o, noroc am avut și... Ea închide ușa pe dinăuntru și trage cheia, cu copiii acolo. Și se uita la mine așa. I-am și zis lui fiul meu, zic, să vezi ce ne fute mătă acum, zic, sau... Nu înțelegeam codul cu cheia în mână și se uite la mine aici, ce e? Zic, am văzut că ai închis ușa. Ce așa, și? Dar de ce ai închis-o? Dar de ce să nu închid? Dacă erau două variante. Și aici, ce vrei să pleci? Bine, n-am zâmbit atunci. Acum am zâmbit că m-a săcut voi să zâmbesc. Am fost foarte zâmbesc, dar nu vreau să... Zice, și dacă te duceai, unde duceai? Da. Când proști, ia dă-i... Zice, e guși care făcea revelionul de drept. Și mai mișto în cameră. Dacă nu aveai treabă, stăm aici. Bine. Chiar n-aveam, nu era... Hai, chiar m-am gândit, bă, avea dreptate, n-aveam treabă. Mai stăm? Și aici, da, pentru că despachetăm. Zic, dar eu n-am împachetat. Ce nu-i nimic și îmi dă un tank de tricouri. Așa, aici e tricoașă. M-am uitat, zic, da, ele sunt. Aici, pune la tricoașă. Am pus mâna pe telefonul ăsta de a avea vila, l-am sunat pe ăsta. Bă, Costine, sunt cu vila luată la Sinaia, zic, sunt la camera 8, unde pui, mă, tricoașele aici? Nu găseam loc. Dă-i am despachetat o oră, bă, ne-am chinuit. Am împărțit tot ce trebuie, a rămas al meu, trolul cu Hello Kitty. Să scot eu hainele, mi-a rămas dulapul ăla de nu se deschidea de pat. Deschidea cam așa, îi tai de gând, las că le țin în trol, zic, curată, murdare, că n-are a... cum ar veni. L-am aranjat frumos pe căprării, am coborât, au zis toate fetele, era vreo 9:30 seara, să mâncăm ceva, faceți voi un grătar, că noi nu ieșim afară, că e frig. Da, bineînțeles, ieșim noi sclavi afară, am ieșit afară la grătar. Păi știți cum e la grătar? La munte, prima zi de revelion, ce dracu să faci? Cum dai drumul la grătar așa fără să... Deci am început, zic, bă, dar ce strânge, bă. Hai mă, dă dracu de foc, dă să... Că... Parcă... Știi, și indiferent ce vin ai avea, ce whisky-uri, ce trufantare avea, tot timpul e un dobitoc în orice gașcă, care vine de la mașină cu o sticlă de aia de turna fără etichetă, zice, zaleu. Bă, aia e nenorocire, bă, aia e pălinca, bă, e o travă, bă, dacă nu ești din zona aia și dacă nu bei de mic cum bea oia, te doboară, te omoară, te nenorocește, bă! Doamne ferește să bei așa ceva! Deci, Doamne ferește, deci am băut într-un, la un, de mult, de Paște, acum vreo 5 ani de zile, o jumătate de aia, am băut eu, frate-miu, tata, unchiul, băiatul unchiul, 5 oameni, 3 dopuri de alea am băut și era să fut câinele din greșeală, deci eram la modul ăla. Bă, mi se părea că are țâțe ca lumea, mă, eram la modul... Ia vină tu la tata! Bă, deci nu trebuie să bei așa ceva, mă, pani. Am băut, vă dați seama, după aia am dat drumul și la whisky și la vin, hai, da, bă, la un moment dat a luat puiul, foc, eram... Era că e prost făcut cum să iei foc așa. Areuri, și ele erau în casă, stăgeau aburul după geam. Le foame la ăștia mici! Dați-le cereale cu lăptic, mă, nene, ce dracu! Am intrat pe la 3:30 în casă, de la frigul ăla, de la băutură, când intri și de căldura aia, bă, mă, n-a dat căldura aia în ochi, eram... Bă, rupți eram, am intrat, nu mai înțelegeam. Am uitat că e gluma, am căutat muista vreo jumătate de oră prin casă. Era oia, omorete, unde va muista? Zic, doarme cu aia mici. Zice, băi, cheamă. Deci, cum are să suspura la voie, s-a plătit. Am jucat poker cu ala de la Remi, cred că o oră, băi, nu înțelegeam de ce sunt cărțile mici. Rupți, bă, ne-am culcat pe la 5, ne-am trezit pe la 7.
Am dormit 2 ore, nu știu de la ce dracu. La ora 7 după 2 ore eram toți îmbrăcați în costumele de schi bărbații. Pe living, eram așa. Știi când ai doar corpul, spiritul nu e plecat, e în perul. Corpul e cu starea aia de rău, de-ți vine să-și dau o spălătorie auto de jur la ei, bagă interior cu aia, bagă interior. Îți da cu jetul ăla pe picat, așa știi? Și ele coborau scările. Mergem la cota 1400! Păi zic, ia stați așa mă, cine a făcut planul ăsta? Deci vor copiii să vadă telegondola. Ce vorbești? M-am întrebat-o, mai avea 2 ani. Ia zi-mă, prietul, să vezi telegondola. Aici copilul, acatu, tutu, apatap. N-a zis, mă, telegondola. Ce dracu, mă. Deci nu e, mă, copilul până nu vorbește la 3 ani ca Doberman. Îi arunci o mingiuță, o aduce înapoi. Îl mângâi pe cap, îi dai un nou Kinder. Și nu, până n-are voie să aibă păreri. Ele vreau să vadă telegondola, că sunt de la țară. Vizirul, Ianca, Brăila, n-au acolo telegondola, normal. Între vizirul și Ianca nu e telegondola, e ocazie. Ce dracu să te duci să le... Am ieșit afară la mașină să mergem la telegondola. Zice, nu, mergem pe jos, dar de ce? Să luăm aer curat în plămâni, zic, să țineți tubul de la oxigen în gură ca să nu vă intre impurități. Vedeți? Era cota 1400 la 1400, mă? I-a zis, bă, cum să mergem până la cota 1400? Și copiii când au văzut unde ea, au zis, noi vrem pe gât? Hai pe gât, a mea 2 ani 10 kg la Titi cu piesa la 13 ani 86 de kg să mă rămăsa. Deci când a ajuns sus acolo era tăiat de la floș pe ceapă, era varză făcut. 86 de chile, mă! I-ai zis, bă, mai dă-te jos, mai el pe tatu, mă, gând că l-o mor nenorocit-o. Zic, bă, pare că duci pe una s-o fuz la tăi, pe doră, nu să... Bă, genul de fată care suge forul ca pe acadea, de ce, la modul ăla, 110 kg de la bazna. Bă, deci, teroare. Și am avut și artificii, trebuie să vă zic. 350 de euro, o ceață și o ploaie, să vezi la 12 noaptea ce au ieșitele cu rochile fără spate. Și putem artificiile, cu pozele pregătite. La drumul artificii nu te vedeai la un metru. Zic, auzi, cred că asta a fost, nu știu, asta cred că... Mai bine luam o muistă, mă, ce dracu, mă, vă zic? Gândiți-vă serios. Și atenție că prima oară vine Crăciunul și trebuie să vă spun asta. De Crăciun toți avem tendința să facem lucruri mai bune decât în restul anului, să fim mai buni. Dar mare atenție ce faceți. Adică gândiți-vă foarte mult, pentru că anul trecut mi-am luat-o rău de tot în barbă. Am vrut să îi fac o surpriză lui nevastă, să împodobesc bradul când ea a plecat la servici. Greșit total, pentru că și bradul face nevasta, se știe, deci trebuia să mă aduc aminte, pentru că acum 3 ani a fost o panică în casă. A făcut bradul și a rămas un glum, nu știu unde, s-a dus la bucătărie și am venit și am văzut glumul ăla și l-am luat și l-am pus. A venit nevasta de la bucătărie și a făcut, ia! Toată lumea aici, bă, mi-am adunat toți, ce s-a întâmplat? Cine a pus ăsta aici? Mama, am luat, l-am spart, paf, l-am bătut pe octav, pac, pac, ce pui bă globul acolo, băi, să-ți strici bradul, mă, da? Ce pui bă copilă norocit acolo, globul, bă? Dacă nu era pus ăla, băi, iubire, zic eu, că am vrut să zic, măi, când am trecut pe aici, zic, măi, zic, ce s-a întâmplat, mă, că e ceva stricat la el. A, n-am văzut că nenorocitul ăsta e copil pus de sigură, bă, acolo, să nu se mai... Jur, copilul a rămas afectat și acum când vine moșul, sorul s-a zis la cadouri și el face la sorul, așa, dă-mi nici mie pe ăla de acolo. Nu se apropie, e frică să nu... Și am zis să fac eu cadou ăsta, a plecat la servici, copiii, la școală, grădiniță. M-am dus de repede, am luat un brad, nu încăpeam mașina, am dat cu portbagajul ăla, am mai tăiat încă vreo 2-3 crești din el, nu mai contează, am pus unde e frumos așa în casă, care cum intră, zic, oh, bă, ce bugătie, ce broadă are mare. Partea aia unde era mai chel la geam, oricum se vede de la ala, de la Maghi, că am participat la concurs și am lăsat acolo că poate câștigă duci la Maghi și am făcut bradul, am luat o poză, că am o poză de anul trecut acord. Am zis, bă, dacă moare nevastă, mai să știu și eu să fac badul, că să nu zică copiii, bă, ce prost tată avem. Și am început, am pus globurile, am pus bețeala cum trebuie acolo, nu știu, am uitat alea, bă, mult mai frumos decât, dar în fine. Și am terminat, 2 ore jumate, zic, oh, zic asta. Am tras frumos draperiile, am făcut semi-întuneric, am dat pe radio lui Moș Crăciun. Santa Claus is coming to town. Am lăsat la în boxer, așa frumos. Am pus pe canapea, am lăsat un coi să atârne, știi, așa ușor. Ușor lovit, știi, că mă gândeam, poate asta de la surpriză, intră, zice, oh, știi, și... Santa Claus is coming to town. Am zguduit-o puțin, mai câștigi centimetrul ăla când e culcată, știi ce? I see you when you're sleeping, when you wanna... Aha, și intră, pac, deschide ușa, vede bradul, zice... Ai împodobit bradul? Moment în care m-am ridicat ușor și am început să mă gândesc, ce om normal la cap, dacă pleacă dimineața la 7 la servici acolo, nu e un brad împodobit, când se întoarce și vede un brad împodobit acolo, întreabă dacă ai împodobit bradul. Mai un dement, m-am gândit, e capcană, m-am întors și a zis, așa, așa, așa.
M-am dus direct că da, l-am împodobit. Domne, nu e bine că l-ai împodobit, că groburile nu se mai potrivesc gornița și trebuie să luăm alte groburi care sunt de culoarea gorniței la Ikea. Te-ai pus tu să faci asta, nici metala nu e pusă, nici instalația. Vezi că te atână cordonul de la Hara, zic, e coiul, dar nu mai contează de morții, măi. Hei, a plecat ce? Mă duc să mă culc, s-a dus să culce, mă. M-am dus la Ikea, am luat globuri, l-am despodobit, l-am împodobit iar, l-am făcut cum trebuie, să-i fac surpriză, am aranjat tot. Bă, nene, jur, deci am făcut tot cum trebuie, am făcut și o labă, ca să fiu sigur pe treabă și... Se trăiește nevastă mea, vreo două ore, vine, vede bradul, zice... Am făcut și... Iar a zis și ea... Am zis și ea... Zic, hai că nu se mai termină... Am venit spre braț și am făcut așa... Aoleu, ce ăsta-i molit? Zic, putu-ți gurițica, mătii, dar zic... Eu mă chinui de azi dimineață să-ți fac o surpriză ție. Și tu, măi, dacă e molit, dar tu crezi că Moș Crăciun mai are probleme de asta, vine de la mama, dracu, de unde vine el. Cu Sania, cu Reni, își dă drum pe coș, mai are și de asta. Auzi, măi, de ce e ăsta? Vrea să a molit? Molit moșule, să-și pula niciun cadou anul ăsta. Uite tu la măta și fă plopul și mai lasă-mă câte a sărit și o muie pe cinste, nu mai contează despre ce e vorba, așa e. Păi, ăsta a fost spectacolul nostru, vă mulțumim foarte mult, Sala Palatului. Da, da, da. Crăciun fericit din partea noastră, Mihai Rai. Adrian Bănțică, Mihai Băbărete și Constantin Viță, inimile noastre! Papu, papu, mulțumim foarte tare!